2929, 29, Radu. 1616. 2-10 data viitoare. 20 data viitoare, bine. Bună dimineața și bine m-am regăsit. Vă dorim un spor la cafeluță în această dimineață binecuvântată. Este o mare bucurie pentru noi să fim alături de voi la Curiosity 209. E numărul prim? Nu, nu e. Ah, ok. Mai da, avem timp. Am înțeles. Da. Bine v-am regăsit așadar în această dimineață când avem încă o dată știri foarte interesante din internet și tehnologie și câteva chestii care, ca de obicei, ne-au pus și nouă neuronii puțin la încercare. Adică, cum, cum să faci altfel decât cu niște meme-uri și cu niște WTF să-ți liniștești toate anxietățile? Îți dai seama că există unii care o duc mult mai rău ca tine. Există o pagină de... Fail Army? Nu, nu, nu. A, alea sunt vechi. Alea sunt toți cu cool deja. Uh, McDodo. Sau The Dodo. Ok. Așa, cu povești triste, cu, 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 căței și cu animăluțe. Da. cu... Alea sunt de omorâne neuronii. Acolo, ah, okay. acolo îți crapă acolo scrapă toți. <laughs> Avem pentru voi o ediție uh, în care încercăm să vă arătăm că uh, lumea are chestii interesante, dar are și, uh, și multe tâmpenii pe listă și uh, cu puțin noroc nu o să, nu o să murim. Uh, pentru că ianuarie este, dacă nu știați, uh, e o lună de record, a fost o lună de record. Este cea mai caldă lună, ianuarie este. Oficial am depășit pragul la de 1,5 grade în ianuarie. 7 grade acum, 22 la prânz. Uh, și noi înregistrăm pe 8 februarie. E o stațiune undeva în Italia unde a crescut și că iarbă. Ceva nu crește iarbă niciodată sau cum? E stațiune de munte. Ah, okay. A crescut iarba sau a închis tot. Eu chiar vreau să caut dacă e adevărată știrea aia. Și pentru că suntem în februarie, este încă sezon de schi, nu? Mm -hmm. Da? Hai să vă arătăm cum arată stațiunea de munte Terminilo. Muntele Terminilo este preferatul romanilor. 1620 de metri. Acolo este intrarea, dar se urcă până pe la vreo 2000 de metri. Uitați-vă cum arată parcarea. Instalația de cablu, de asemenea, este toată, foarte lejeră. Acum e un pic de ceață la ora asta, dar dacă vă uitați un pic cu atenție pe imaginile care se pot vedea de pe site-ul de acolo, e pustiu. În mijlocul sezonului, stațiunea aceasta nu are clienți, nu, are, nu ai unde să bei o cafea, este tot închis, este pustiu. Cred că au mai rămas doar cei de pe la pază. Mai vin niște oameni care trec acolo. Eu, a? La fel am văzut la știri că și la noi, stațiunile care se bucurau de zăpadă, din cauza căldurilor din ultimele zile, s putea să pierdă toată zăpada. Mm. Și mă gândeam că, până la urmă, parcă a meritat că m-am înghesuit weekendul trecut în Poiana Brașov. Norocosule. Că la cum bate vântul la cald peste postăvarul, s-ar putea să nu mai... <fie> 10 grade. 10 grade la Poiana? E, a zăpada, gata. Poți să-ți iei adio. La 10 grade nu mai Deocamdată ar mai fi ceva zăpadă și pe la noi pe aici pe acolo, dar dacă mai ține câteva zile căldura asta o să se termine și tare mi-e teamă că iarna asta va fi foarte scurtă. Și eram curios dacă reușește cineva să-și mai poată programa o vacanță de schi. Adică eu chiar mă gândeam, dacă ar fi să te duci undeva, poți să-ți cumperi în avans sau trebuie să stai atunci când pică și să sar pe bilete? Voi cum faceți? Sunt tare curios. Pentru că până una alta... Te duci și tu mai sus, te duci unde e zăpadă tot timpul. Unde mai aici? e? Da, deci încet, dar sigur, sporturile de iarnă încep să fie o chestie exclusivă pentru băieții care își permit elicoptere și se pot duce în zone foarte reci. Cred că de aia a murit fostul șef de patron de la ProTV cu elicopterul în Alaska. Era și el afectat de încălzirea globală. Știți că așa a murit patronul la Miliardar? Da. Miliardarul la Ceh care deținea inclusiv ProU, făcea heliski, așa îi zice. Treci cu elicopterul, te dai, și a picat elicopterul în Alaska. Doar în cazul în care ești sportiv, profesionist, skior sau snowboarder profesionist, te duci să faci heliski. Nu te duci ca miliardar să faci heliski. Dar de unde știi tu că pasiunea lui Secretă nu era să fie sportiv? Degeaba de de e o pasiune. Trebuie să fii profesionist acolo ca să faci heliski, nu pasionat. Total de acord. It doesn't work. Mai avem pentru voi însă o grămadă de oameni buni care și-au pus ochelarii pe ochi și s urcat la volan, dar ochelarii de realitate virtuală, dar până să ajungem acolo trebuie să dăm Sponsorul nostru, sponsorul nostru, și al sponsorului nostru și să-i salutăm pe cei de la Surfshark. Uh, trebuie să vă facem promovarea aia care aduce niște bani aici și pentru care avem și QR code pe ecran de astăzi. Dacă vă uitați pe un televizor, uh, unul din cinci se uită pe televizor, am auzit, asta e o veste foarte bună, ne bucurăm dacă vă uitați la noi 4K, se vede, se vede freza, se văd cuburi, se văd liniile astea care am auzit că pe unii îi enervează până la 5X scuze pentru urechi. Așadar, dacă scanați acest QR cod, o să ajungeți pe surfshark.deals slash sau puteți să intrați pe surfshark și să folosiți codul buhnici cu toate literele mari pentru trei luni în plus gratuit la toate abonamentele. Și asta este o chestie care facem un parteneriat cu ei deja de ceva vreme. Le mulțumim pentru susținere și vă mulțumim și vouă că folosiți astfel de servicii pentru binele vostru. Citeam săptămâna asta, spre exemplu, un editorial foarte lung într-un ziar mare despre cum a rămas ultima armă a oamenilor împotriva corporațiilor ad blocările antivirusii și toate astea care îți blochează cookie-uri și tracking-ul, știi? Mm -hmm. Iar mai nou, un VPN de genul ăsta face nu doar uh, faptul că te acoperă pe tine pe internet și poți să navighezi de oriunde să te dai pe Netflix sau pe orice altceva, ci îți protejează inclusiv privacy-ul, intimitatea. Cum o face Radu? Păi uh, blochează tot. <laughs> ai un buton acolo, block all. În primul rând îți securizează conexiunea de internet, în, mai ales în momentul în care te conectezi la un Wi-Fi și la o cafenea care este nesecurizat. Nu ți recomandă să faci lucrul ăsta, rămâi pe 4G, avem suficiente date ca să nu le termini până la final de luna. Cei 30 de giga nu-i consum nici măcar eu. Care stau extrem de multe pe net pe telefon. Am văzut că oamenii au teama asta, că exact. 20-30 giga nu sunt suficient. Sunt arhi suficient să stai doar pe telefon 30 de zile. Și îți blochează ad-urile, îți blochează cookie-urile, asta în cazul în care activezi toate opțiunile, și îți protejează identitatea, îți maschează identitatea și o protejează de anumite site-uri care colectează date sau de răufăcători, de hackeri. Îți protejează de datele cardului de credit și. Dacă ții varianta asta de Surfshark One... În bundle-ul ăsta, <coughs> ce deschizi, o să descoperi că... Bine, asta dacă te duci pe mai mult de 2 ani. Uh -huh. Pentru că dacă îți adaugă și cele 3 luni gratuite, ieși la mai puțin de 1,50 euro pe lună. Practic e o cafea. E Ofert o ofertă foarte bună. La o cafea pe lună ai toate lucrurile astea. Ai alerte, antivirus, protecție la căutare și identitate alternativă. Și serios acum, n-ai cum să refuz chestia asta după ce o să-ți spun că merge pe oricâte device-uri ai. Poți să pui puțin de o cafea. Copilului și al, Bă, ce nu, ce e o cafea simplă. Fără da. zahăr, fără lapte, fără exact. Exact. Okay. Băi, nu, că zahărul ți-l dă gratis peste tot. Mai nu te-l refuzi. E ca gheața în America la apă. <laughs> te să refuzi. Ice? No ice, sir? No, no ice. ice? No sugar. No sugar? Fără no? zahăr? Da. Așadar, vă mulțumim dacă vă luați VPN foarte ieftin pe această promoție de la Surfshark, pentru că ei ne sponsorizează în fiecare lună, la fel cum ne sponsorizează Gadget Boutique, pe care avem, în sfârșit v-am spus de săptămâna trecută, noile căști de la meze, pe care abia așteptăm să le trimitem către voi și vrem să auzim și feedback-ul vostru. Apropo, știu că au câteva modele foarte scumpe, însă avem modele care încep de pe la 900 de lei și valorează mult mai mult. Sunt tare curios dacă cineva dintre voi și-a cumpărat deja și așteptăm feedback-ul vostru. Dați-ne și un review pe site, spuneți cum vi se par. Suntem în discuții și pentru amplificatoare suplimentare, însă vestea bună este că aceste uh, 99, uh, și uh, 99 Neo și Classics nu au neapărat nevoie de un amplificator de căști. Le poți folosi cu orice sistem ai în momentul ăsta care are o mufă jack. Adevărat. Nu e obligatoriu. Ajută, ca să-ți îmbunătățească un pic, dar nu este absolut necesar. Poți să pleci așadar de la început cu un pachet complet, cu husă, cu cabluri, cu microfon, apropo, poți să vorbești la telefon, cu ele poți să faci și conferință, așadar dacă ai niște căști vechi de care nu mai ești mulțumit, înlocuiește-le cu o pereche de căști de calitate de pe Gadget Boutique, unde mai avem și cablurile alea care se vând foarte bine, gadgeturi de cripto, avem inclusiv backup kit pentru Multiverse X și pentru seed phrase-ul tău de orice, se numesc CryptoDots, pe lângă Ledger. Și avem și benzile astea LED care nouă ne plac foarte tare. <laughs> Ai vorbit continuu doar ca să simți că se mișcă da. în spate? Exact. Și acum, pentru că v-am promis că uh, o să vă punem un pic neuronii la... Uh, o, să, vi relaxăm înainte, ca să, înainte să vă stresăm, hai să vă arătăm uh, ce-au mai făcut Simpsons. Simpsons uh, au reușit să prezică din nou viitor. Nu? Da. Um, mi se pare fascinant cum fac chestia asta. La, la momentul respectiv nu sunt previziuni, ci se pun, sunt pur și simplu niște idei foarte circulate pe care da. ei le aplică, dar într-un mod atât de discret încât pot fi uh, recunoscute, ca să zic așa, în viitor. Faza exact. asta cu ochelarii din, uh, din Simpsons, în care își țin ochelarii de viar, el și cu ea, în pat. Da. Și uh, visează, uh, își trez viața ale din pat cu ochelarii de VR. Asta, episodul ăsta a fost uh, când? În 2016. Exact. Așadar, dacă te-ai uitat la The Simpsons înainte, știai că o să vină niște ochelari de realitate virtuală prin care oamenii se vor conecta uh, și o să, o să înceapă distopia aia cu oamenii cu ochelarii pe ochi pe stradă? <sus> Nu mai durează mult, cred că i-a picat bateria. În sfârșit, relațiile interumane vor fi făcute și mai ușoare. Așa cum a ajuns să nu ne mai placă să vorbim la telefon și vorbim prin mesaje pe WhatsApp, așa s-ar putea să facem date, dai swipe, uh, dreapta pe aplicație, nu, dreapta era, și te duci și te întâlnești direct în VR. Da, dreapta. Dreapta? dreapta? Nu știu. Nu prea ne-a folosit. Da. Uh, deci, apropo de chestia asta, am devenit uh, opusul uh, mesajelor pe WhatsApp. La un moment dat sunt chestii de explicat, și vezi că vin întrebările din partea cealaltă, și te enervezi pentru că îți dai seama că poți să reduci de patru ori timpul în care scrii da. chestia aia vorbind la telefon direct. Exact. Plus că feedback-ul este imediat. Plus că cei mai simpatici oameni de pe WhatsApp sunt cei care scriu câte două cuvinte și dau enter. Da. Nu Propo mai faceți chestia asta, vă rog. Propoziția are uh, un ecran de, de conversație. Exact. Ocupă un ecran. Exact. Și hai, hai să vă arătăm un pic totuși, hai să depășim momentul. Uh, cam ce fac oamenii deja cu Apple Vision Pro? Eu cred că Tim Cook poate să poate să moară liniștit de acum. Moștenirea lui este de acum bătută în cuie, este scrisă deja pe marmură, e pe un munte. Puteți să-i pune în fața pe un munte. Și asta este fake, pentru că nu există multitouch pe Apple VR. Bineînțeles, sunt deci. o grămadă de oameni care au făcut-o pentru că de se așteptau, se așteptau să, să înceapă să, se, să, fie preluate lucrurile astea. Dar, cu toate astea, avem pentru voi o mică colecție de chestii interesante, ciudate sau de dreptul periculoase pe care oamenii deja le-au făcut cu Vision Pro. Sunteți pregătiți? Mm. Așa că dacă în momentul ăsta ne asculți, poate n-ar strica să treci un pic pe video sau dacă nu, dă la următorul subiect din desfășurător. Hai să vă arătăm! Barstool Sports, nu știu dacă ați auzit de platforma asta, dar e foarte, foarte urmărită în Statele Unite. Uite, spre exemplu, cum arată un tip care s-a, pus la treabă în metrou cu Apple Vision Pro. De acum înainte, munca te va, te va bântui oriunde te duci. Asta. Ce asta e fake? Nu e fake. There is no multitouch. Ai tastatură. There is no Există tastatură. Există tastatură pe care o poți folosi cu, cu câte un deget. Vezi că face pinch. Face mișto. Ochelarii sunt porniți. Da. Se vede glow ăla, El vede ceva în momentul ăla. Chiar dacă face mișto, există o, o, o anumită utilitate. De, de ce? Dacă chestia asta nu va convins, mai avem. Hmm. Sunt oameni care au început să facă chestii. L-am rugat pe Vladu să se mai documenteze. Uite, spre exemplu, un uh, utilizator de Tesla care a ajuns să fie tras pe dreapta de poliție. Bam! După ce l-au prins cu ochelarii pe ochi. Bine, cred că și-a dorit să fie primul amendat că a mers cu ochelari de VR, dar chestia asta este cu adevărat periculoasă, însă nu chiar atât de periculoasă pe cât aștept să, o să vă dau detalii imediat. Ce nu faci pentru un milion de viuri, nu? Ia, uite l pe Marques, pe exemplu, care a jucat ping-pong. Și aici voiam să ajung la chestia asta. Marques în momentul ăsta cred că este omul care a testat cel mai mult Apple Vision Pro. Au două uh -huh. perechi, cel puțin două perechi acolo, Au mai vorbit și cu niște cunoscuți, niște alți creatori care au avut acces înainte de lansare la Apple Vision Pro și au putut să testeze o grămadă de lucruri. Și el spune o chestie foarte interesantă, capacitatea de procesare din interiorul ochelarilor, I-am văzut desfăcut la Rig. Uh -huh. Au niște procesoare foarte smeker acolo. Au au coborât latența la 14 milisecunde. Asta înseamnă că. și plus claritate, adică poți să vezi ecranul telefonului, nu-l nu vezi la fel de clar ca în realitate, dar se apropie, însă el spune că latenția este atât de mică încât poți să joci ping-pong. Și asta este o, o chestie care îți arată că poți să mergi pe stradă, poți să conduci, poți să te, poți să te dai pe skateboard. Ia uite-l pe Casey. Mi se pare logic, este talon pentru el. Trebuia să se întâmple asta. He had to do it. Dar apreciez că și-a pus vestea aia galbenă. Mhm. Uh -huh. Noi, până la urmă e în New York. Exact. Exact. Ce clip era avatarul. că părul îngheață la toată lumea. Toți cei care își fac scanarea de față rămân cu freza inițială. Deci dacă avea părul pe spate, așa a rămas. Și părul nu are detalii prea multe, pentru că capacitatea de procesare e folosită pentru față, pentru gestică, pentru mimică. A? E bună pentru axioși. Exact. Varianta asta ca să te faci apel cu avatarul tău puneți avatarul să sune uh, pentru tine. Însă cea mai periculoasă dintre toate mi se pare faza asta cu cybertruck ul uh, și ca să, pentru că nu mai găseam că a fost dată pe, cea inițială a fost dată jos, am dat o căutare pur și simplu cu cybertruck și Vision pe X, pe Twitter și am început să apară clipurile. Uite, spre exemplu, au apărut fashion special pentru Vision Pro, așa trebuie să te îmbraci dacă trebuie să fii cyberpunk mai nou ca să te potrivești. Ăsta este modul de a te îmbrăca corect când vrei să mergi cu căștile pe stradă, dacă mai dai un pic mai jos, o să-l vezi pe șoferul care a fost oprit până la urmă de poliție și sunt și imagini din exterior. Ia, dacă mai derulezi una, tipul cu Cybertruck-ul oprit de poliție. Așa, a, asta sunt imaginile care au apărut pe internet, după care foarte repede poliția l-a oprit. Mai, mai dă una mai jos. Nu. Încă una. Ia a? Da, asta e asta clar o fake mai, mai, mai încă una? Încă una. Uite-l. Trebuia să se întâmple chestia asta. Adică, serios acum, astea sunt probleme din 2024, nu first world problems, știi? Zero world problems. Este, asta este, cred că poate Ei, fi una nu, dintre imaginile anului. Zice. Deci nu, îmi stă mintea în loc. Că nevoia de atenție este atât de mare... Da. Este atât de mare nevoia de atenție. Întotdeauna a fost nevoie de atenție mare, doar că acum este popularizată. Și probabil monetizată de platforma Twitter care pretinde că este că are toleranță, toleranță zero pentru chestiile nasoale. Asta nu se încadrează la chestiile nasoale, dar știi pentru ce a devenit popular Twitter în X în ultima mm. săptămână? Mm. Pentru pozele nude al lui Drake. Și nu doar pozele nu da lui de Ray, pe că... Care spune că el nu tolerează deloc nu de și pozele, și fake-urile, și bineînțeles. Da, a, a care a -a postatil, așa, a postat el așa ceva? Au fost postate și nu au fost date jos, aia a fost problema. Și nu doar ale lui, au mai fost și altele. Ia să spre exemplu, um, uh, ăla care are tot timpul probleme de imagine. Cum îl cheamă? Care dintre ei nu are probleme de imagine? <laughs> exact. Ăla <laughs> care a fost că, căsătorit cu tipa aia care mai, acum am mai pierdut. Miliar, pierdut cu, pe... cu, tipa aia miliardară cu care are doi copii. Când zici când a fost căsătorit. Și unul din copiilor are un nume de punct cardinal. Ce, ce prostie a zis? N-a, mai zis o prostie asta. De, el, a zis o prostie. Zim după prostie, ca să-mi dau seama care este. S scrie mă numele acolo. Dar nu știu la cine te referi Pe pune. Așa, mă, Kanye West. Bun. <laughs> de cu Kanye pe X. Scrie Kanye West în momentul ăsta. Știi cum o cheamă pe noua lui soție? Uh, Southwest? Nu, numele uh, numele de familie e Censori, Sensori. Așa. Da? Ia, caută Kanye West și dă la poze. Au ieșit niște poze zilele astea. Iară băiatul ăsta. E, e, peste tot ăsta. Și asta face mă tâmpenii. Ia, așa. Dă, mi un pic mai jos. Mai jos. Așa, mai jos. așa. Știi melodia cu dau moda? Mai jos. A, a, uite-o. Dă click pe ea. Asta? Nu. Stânga, mă. Stânga. Ăla. Asta. Ia uite. Asta e Kanye West împreună cu soția lui, care se duc noaptea la studio. Bun. Avem mânuși de cauciuc. Mânuși de cauciuc. El are mânuși de cauciuc și cizme. Cizme de cauciuc. ea are cizme normale și e îmbrăcat. A, e goală, am înțeles. El <laughs> <laughs> este îmbrăcat într-o pungă de plastic. Atât am văzut. Eu mă uitam la haile lui și nici nu am observat. Da. Și okay. dacă mai scurlezi un pic, există și o poză din față. Vrei să o vezi? Poză din față. Mai scurlez un pic pungă de plastic. Mai de. Ce poți să zici? Atât se poate. Atât s-a putut. Ție nu apare? Mie mi-a apărut. Bă, da, uite. Ale. Așa. Și? Hă? Fashion, tată. nevoie de atenție? A. Asta e... Cum să zic? E atât de... Deci nu, nu, nu vreau să zic tâmpenii, așa cum mai bine mă abțin. M-au învățat părinții că atunci când n-am nimic frumos de zis, mai bine tac din gură. Corect. Dar trebuia să vă arătăm cam care mai sunt trendurile și meme-urile și WTF. Dacă, dacă v-au scăpat deja lucrurile acestea, e bine, noi suntem aici să vă alimentăm. Cu limita de rigoare, pentru că acum trebuie să vă spunem și ce contează cu adevărat pentru noi. băieți și fete, săptămâna asta s-a făcut review de telefoane. Avem OnePlus 12 și 12R, două clipuri separate, și pe canalul mare aici, dar și pe Cavaleria. Și las pe Radonții să vă spunem despre 12R, că am văzut că oamenii l-au cerut. Uh -huh. Cum ți s-a părut telefonul? Overall este, până la urmă, rămâne cumva alegerea înțeleaptă. Cel mai bun raport performanță-preț. Ok. Da, dacă te uiți în spate la OnePlus 11 și 11 în principal, este cam un OnePlus 11 cu o diferență foarte mică de preț. Da. În schimb, oferta la care vine cu căștilele de 170 și ceva de euro în pachet este una bună, momentan, e una foarte bună. Okay. Dar asta dacă vrei să-ți iei telefonul cu căști, pentru că dacă nu vrei doar telefonul și te uiți în spate, diferența mi-sper că 11-ele e cu vreo 2 sau 300 de lei mai scump și ca și performanță și specificație e acolo. E cam acolo. E Snapdragon 8 Gen 2, generația de anul trecut, are display într-adevăr foarte luminos, asta mi-a plăcut la el, și este mai rece. E mai rece decât telefoanele care sunt performante, vin cu un Snapdragon Gen 1, Gen 2 sau Gen 3, și nu se, nu se încinge a cred că nu l-am simțit cald în mână deloc, nici măcar atunci la configurare. Când am instalat toate aplicațiile și da. am pus toate setările pe el, nu s-a încălzit. OnePlus One, One rămâne campion la răcire și OnePlus 12 ne-a surprins foarte plăcut la acest capitol, deși are la bord... Și ăsta, open Și open la fel. Și sistem de răcire. Da. Deci OnePlus 12, în momentul acesta, în review-ul meu, percepția mea până la momentul ăsta, până la proba <laughs> contrarie, este că avem în față cel mai bun deal pentru un flagship de top în 2024, până la proba contrarie, este... De ce am zis chestia asta? Pentru că m-am uitat la tot pachetul, m-am uitat după aceea la preț și am zis nu există altceva care să se apropie în banii ăștia. Uh -huh. Nu avem. Și atunci, de aceea, pentru toți cei care uh, s-au arătat surprinși că de ce m-am aruncat eu așa de repede să-i de un OnePlus 12 care ar fi atât de bun, vă provoc să mai spuneți un alt telefon de 1000 de euro cu specificațiile și cu performanța asta, și cu o cameră mult îmbunătățită față de generațiile anterioare, care ne-au cam dezamăgit, trebuie să recunoaștem, dar cu colaborarea sa cu Hasselblad am îmbunătățit lucrurile. Din nou, nu avem colaborare plătită, nu avem niciun interes să ne arătăm dintr-o dată așa că un lucru care ne impresionează, ne place și îl declarăm mm -hmm. flagship, dar datoria noastră față de voi este să, să vă spunem exact ceea ce credem și cred eu că dacă ei. Un flagship de top, mai tai 300 de euro și te uiți la ăsta, dintr-o dată la 1.000 de euro este imbatabil. Dar nu este telefonul care-ți trebuie, chiar este telefonul sub, pe care poate ți-l dorești. E chiar puțin sub 1.000, că e pe la vreo 900. Depinde de unde le -i. Sunt oameni care l-au un pic mai scump, depinde uh -huh. de unde îl găsești în stoc. Și atunci, cam asta e părerea mea. Dacă vrei super flagship, specificații de 2024, ăsta este cel mai bun deal. Însă, încă o dată, și o spunem C asta continuu, în momentul ăsta, când ai dat mai mult de 2.500 de lei pe un telefon, nu ți-l iei pentru că ți trebuie, ci pentru că ți-l dorești. Avem telefoane foarte bune sub, do sub pragul de 2.500 de lei. Da. Telefoane da, foarte bune. Sunt multe chiar. Și atunci, dacă te duci peste, trebuie să ai așteptări și ambiții mai mari, cum a fi încărcare extrem de rapidă. Cea mai rapidă, în momentul ăsta, la 100 de W? A pe asta? De acolo în top. Iată, rece, uh, ecran excepțional, excepțional. Nu vorbesc foarte bun, excepțional, adică top. Dacă este top, 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 top în toate punctele astea, trebuie să plătești mai mult, însă nu ar trebui să fie prețul cel mai mare, este mai ieftin decât altele din piață. Top, top, mini top. <laughs> i-au spus, uh, chiar au schimbat un pic uh, perspectiva că nu e mai spus flagship, killer, i-au spus killer flagship. Este un killer flagship. Da. da. Se încadrează. Se încadrează. Yes. Cam asta am postat săptămâna aceasta, însă membrii deja uh, au văzut în avans cred că apuc eu să-l public până când uh, se publică și Curiosity am adus blasfemie pe canalul meu, mm. am făcut mm. review de V8, benzină no. aspirat, no. fără no. hibrid, fără bat... bine are baterie de 12 volți. <laughs> am mai auzit uh, remarca asta Așa mea are baterie Da. Ok Uh, în secțiunea de membri am, avem deja mai multe mașini filmate în Statele Unite Vă încurajez să deveniți membri dacă vreți să le vedeți în avans Sau dacă nu o să așteptați efectiv să devină publice Am și un thumbnail foarte drăguț Ai și un Chrysler Pacifica Da, 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 și Pacifica asta, asta el electric. Și trebuie neapărat să vă dau drumul la Supernal Abia aștept să vi-l arăt hmm. Avem o grămadă de clipuri în secțiunea de membri Pentru că trebuie să le oferim înapoi celor care ne susțin Și apreciez faptul că numărul celor care devin membri crește de la o lună la alta, cu niște procente sănătoase, lucruri pentru care vă suntem absolut recunoscători, că noi nu putem să luăm bani de la partide, cum iau cu zecile de milioane pe an toate televiziunile. Tu ai văzut ce festival de, de interviuri din astea, absolut editoriale, pe la televiziuni? S-a, împărțit făina. Uh, făină. Băi, nene, nimic nu scrie publicitate electorală. Sunt doar niște interviuri. Dintr-o dată televiziune și-au dat seama că vor să stea de vorbă cu politicienii în niște interviuri unul la unul. Alea sunt cele mai scumpe. Știi cât e unul în merge până la 80.000 de, de euro interviu. Mai să fie. Să stai o jumătate de oră sau o oră față în față. 80.000 de, de euro, pentru ce? Ca ai ocazia să stai cu prezentatorul și prezentatorul să pară foarte interesat de ce ai tu de spus, tu primarul din... sau liderul de partide, fără să ai pe altcineva care să te contrazică în față, fără să mai fie altcineva în studio, doar tu și cu prezentatorul, începe de pe la niște zeci de mii și se duce sus de tot. Dacă stai o oră, 80.000 de mii. Și nu scrie nicăieri publicitatea electorală, este pur și simplu. Știi ca au manevraia că ei cumpără publicitate. asta strică toată. scuză mă că te-am întrerupt. Asta strică exact toată percepția asta despre noi ca și presă, că oamenii cred că noi suntem bogați, că curg banii pe noi. sunt doar excepțiile. 80 de mii. 10.000, 10 mii, 10 că toate, sunt, multe televiziuni care sunt ținute în perfuzii până la alegeri, că acum se fac banii. Așadar, pregătiți-vă pentru o invazie de interviuri foarte... Bine organizate. Inutile. În care veți vedea politicieni chemați să răspundă și prezentatorul pare așa foarte pornit să pune și întrebări și întrebările alea, știi, sunt așa un fel de sulițe care le vezi așa venind Știi că zici că e o luptă în aia între ma macedoneni, între spartani și cu invadatorii persani, știi, și vezi că vin așa să ceți la întrebările alea și când, când vin și se apropie, așa îți dai seama că erau din polistiren. <laughs> Ce comparație. Bună de altfel. Wow, da. mamă, mamă, ce bine le zice prezentatorul și după care uh, cel din fața lui avea răspunsul deja pregătit, echipa de la parte de-a pregătit Ca tot. să vezi, s-au mișcat foarte repede, au bă, inteligență artificială, caută repede da. pe internet. Am văzut, spre exemplu, uh, în, la o televiziune uh, că sunt introduse inclusiv întrebări ale cetățenilor din orașul de unde vine primarul. Hai să vedem, îl punem în dificultate. Trei întrebări dintre care, da, ce mai faceți cu curățenia și, da, ne place în oraș, dar uh, mai puteți face și altceva decât festivaluri și, păi, întrebările alea importante unde sunt? Vin de la cetățenii interesați. E, e, de fapt, reținea avea să spună că ăștia sunt cetățenii interesați. Ăștia, ăsta e interesul cetățenilor. Do, totul clar. e manipulare. Totul, totul este manipulare. Și dacă tot vorbim despre manipulare, să vorbim despre greva taximetriștilor, doamnelor. doamne, și doamne, țineți-vă bine, taximetriștii au știut în piață, ca să ne ajute pe noi toți și au protestat în Piața Constituției și Piața Victoriei, așa cum făceau în vremurile bune, ca, ca să, să ne ajute. Să ne ajute pe noi, da. Adică, păi, cum să ne ajute? Ia, ia De fapt, hai să, hai să în luăm. În momentul în care ești în Piața așa. Constituției, în primul rând că mai încurși circulația și, doi, e lipsă de taxiuri, adică cum ne-a ajutat? Păi, cea mai mare problemă a taximetristilor și operatorilor de transport în general este cea de număr. Ei spun că nu este ok să existe o ofertă nelimitată și uh, sunt prea multe mașini pe stradă. Asta e un pic. Democrația unde este? Nu e vorba de democrație, Radu. Dacă ar fi așa de multe cum spun ei, ar Maș sta degeaba. Mașini de taxi sau mașini, mașini de, de ride-sharing? Ride ah, okay. Ei vor să se limiteze numărul de mașini de ride-sharing la, la numărul de populație. Și prin da. chestia asta, practic, să nu mai fie așa de multe câte sunt -au acolo. N-au curajul să te ceară ca italienii sau ca francezii banarea în anumite orașe? Nu. N-au curaj. nu. Doar limităm, facem mai puține. Bine, adevărul e că au și eu apărut două sau trei aplicații deja noi. Uh -huh. Toate sunt bazate pe mașini electrice, toate sunt da. mașini noi cu volkswagen sau cu Tesla-uri. Da. Concurența e mare, adică nu prea-ți mai vine să chemi un taxi la același tarif sau cu riscul de a plăti mai mult pe cursa respectivă, depinde da. ce toanii șoferul, da. când poți să urci într-o Tesla nouă. Hai să citim un pic din uh, ce spune președintele asociației acestor transportatori. Așa. La volanul unui taxi stă un șofer. Șoferul are în spate o soție, copii, școală, întreținere. Adică nu este un cadou pe care îl face, este o problemă socială. Toți oamenii ăștia rămân fără servicii, fără muncă. Acum, serios... Unde să vii să-mi ceri mie să-mi pese de familia taximetriștilor, este în art articolul ăla. Așa, gata. Uh, cum să zic, este o, să, să folosești un argument de genul ăsta social, când vine vorba despre un operator comercial, da. mi se pare greșit. Oamenii ăștia nu sunt nici pensionari, nu sunt nici handicapați, nu sunt în cazuri sociale. Exact. Cu toate astea, există un adevăr acolo. Taximetriștii trebuie să facă școală, trebuie să-și ia atestate și trebuie să aibă toate actele în regulă, îi trebuie să funcționeze pe o societate comercială. Perfect de acord, da. Trebuie să îndeplinească condițiile de a plăti taxe la stat și de a avea cumva o garanție exact. că este un om capabil. Exact. Deci eu sunt de acord că un șofer de taxi, respectând birocrația, are viața un pic mai grea. Da, acum mai sunt și excepții de la regulă, dar deja am văzut vreo două clipuri pe internet cu cu discuție cu un taximetrist care se lăuda care are, nu știu, un milion de kilometri la activ și că um, na, el se descurcă să conducă, el conduce bine și la 130, băuse puțin în seara, era cu niște prieteni, dar merge bine cu 130, cu 180, câteodată. Exact. Deci sunt dovezi ale faptului că toți suntem oameni și mai greșim, nu? Asta e... Nu, ne e vorba despre asta. Teoretic, nu, ce ni se spune, ce, puțin ce spun reprezentanții protestatelor, pentru că știu că se uită și Cred că ar trebui să fim onești când spunem lucrul ăsta, uh -huh. că așteptările de la ei și presiunea birocratică le cere să fie șoferi profesioniști. Păi da. Să fii profesionist nu înseamnă dreptul de a merge fără centură, că au dreptul de a merge fără centură, de că de li s-a dat dreptul ăsta drept, legal. De ce au dreptul ăsta? Că ei sunt taximetriști și că trebuie să ajute oamenii să urce și să coboare din mașini și. Păi și care e problema? Da, ei, ei au voie legal să meargă fără centură, așa știu. Păi da, ok, ajută oamenii să, să coboare din mașină. nu e da? vorba de asta. Ei spun așa că. Ei, fiind șofer profesioniști, așa. făcând mai multe hârtii, așa. ei sunt mai siguri. Păi și cei care lucrează pe Uber și pe Bolt trebuie să aibă societate, nu? Trebuie să aibă societate, dar nu trebuie să fie atestați. Nu trebuie să aibă atestat. Asta așa este, da. Ei, acum întrebarea este. Voi ați văzut un beneficiu al acestei birocrații asupra taximetriștilor? Pentru că dacă ei se presupune că sunt mai buni pentru că sunt profesioniști, ar trebui să vadă în... Stilul de condus în siguranță, în felul în care arată mașina la interior și la exterior, toată ziua, în starea tehnică a mașinii alea, da, uh -huh. Durat, însă, toată viața și așa mai departe. Și eu nu cred că în momentul acesta, taximetriștii îți oferă ție vreun avantaj la oricare din aceste capitole. Eu înțeleg că sunt au mai multă birocrație pe ei. Da. Hai să le reducem birocrația și să echilibrăm terenul de competiție, nu să restricționăm accesul în piața asta, pentru că până la urmă nu o să stea nimeni cu prea multe mașini pe stradă dacă nu există cerere pentru ele și nu o să meargă uh, uh, Uber-ul, uh, Bolt-ul sau cine mai știe, mai face ride-sharing aici la prețuri de dumping, pentru că oamenii nu își permit să meargă sub un anumit preț. Dacă nu plătesc toate cheltuielile și nu rămân cu niște bani din toată chestia aia, nu vor ieși pe străzi. Deci nu veni să-mi spui mie că protejezi pe cineva uh, limitând accesul la suficient de multe mașini în piață, care sunt de, de cele mai multe ori mai noi, uh -huh. mai bune, și de, de prea multe ori șoferii de pe ride-sharing nu de fiecare dată s-ar putea să fie un pic mai civilizați. Depinde. Da, situații sunt uh, și de-o parte și de alta. Acum fiecare o să aibă experiența lui și cu ride sharing și cu taxiurile. Mă gândesc în schimb doar la comparația. De ce uh, am... cea mai bună comparație de taximetrist, profesionist, bine pregătit și cu tot ce, ce spuneai tu mai devreme se află la Londra, unde da. chestia a testat ăla durează da. câțiva ani de zile. Uh, costă enorm de mult. Este bătaie pe el pentru că e un job sigur într-adevăr și este reglementat din toate punctele de vedere. Este cum să zic, jobul perfect, cum ar veni pentru da. cineva care vrea să ducă o viață liniștită. Pe plin, oamenii ai exact. asigurare, ai bani suficienți, mașinile le arată impecabile, într-adevăr, sunt construite special pentru taxi, oamenii sunt extrem de civilizați și unul la mână știu uh, Londra pe de rost. Cu ochii Voi să chestia asta că oamenii nu au nevoie de GPS. Dacă pică GPS-ul mâine, taximetriștii din Londra sunt ultima linie de apărare. Și ei știu, în primul rând, foarte bine mai bine decât GPS-ul, știu zonele unde este aglomerat și nu este aglomerat și vor face cursa aia în interesul tău. Acum, exact. ok, înțeleg, mașinile noastre sunt uh, mare parte loganuri sau uh, poate niște prenoclio-simbol. Investițiile într-o în, uh, într companie de taxi sunt într-adevăr mari, dar la noi s-au făcut doar pe partea de economie. Atât. Exact. Strict pe economie. Și partea de educație a, tix a taximetristului um, ține în primul rând de compania la care este angajat. Așa e. Lăsând la o parte cei șapte ani de acasă și așa mai departe. Compania pe care, care angajează oamenii respectivi, chiar dacă apreciază și, ok, se, se cunosc după o vreme, devin uh, colegi, își cunosc problemele, nu trebuie să-l dai pe om afară, dar trebuie să-l educi să se comporte într-un anumit exact. fel. Exact. Și nu doar să le educi, trebuie să introduci și educație, trebuie să introduci și motivație, trebuie să introduci și consecințe, penalizări pentru comportamentul nepotrivit. Eu cred că este cea mai mare oportunitate pentru taximetriștii din țara asta, dacă vor să câștige piață, să fie mai buni decât cei de pe ride-sharing. Pentru că cei de pe ride-sharing de multe ori sunt amatori, nu au antrenament, nu știu bine orașul, mulți dintre ei nu știu să lucreze cu clientul. Dacă avem șansa asta de a îmbunătăți calitatea, cum să zic, respectul șoferului de pe taxi, că asta e una dintre cele mai mari probleme, atitudinea și respectul. Faptul că vorbește la telefon în timpul cursei, faptul că uh, mașina e miroasă de multe ori și e mizerie, dacă dăm pic mai multă atenție respectului față de client, că de fapt asta ne-a împins pe toți către ride-sharing. Sau către mașini personale. Nu prețul. Sau către mașini personale. Sau Există către mașini personale, exact. Ajungi la un moment dat să-ți fie puțin teamă pentru viața ta când te uși dimineața la șapte într-un... Exact. Ride-sharing, în cazul de față, nu a fost taxiu iar ăla merge cu 100 la oră și cu o mână pe volan și e neatent și se vede pe fața lui că n-a dormit deloc azi noapte. Exact. Um... Exact. Adică, în momentul acesta, nu mai e o chestiune doar de preț. În marile orașe nu mai e doar de preț. Am văzut care sunt prețurile la ride-sharing. Taxiurile pot fi mai ieftine. Știu da. pe, și, și știu da, pe cineva da. care a venit din zona de IT, care a, a intrat în industria de taximetrie și încearcă să o transforme, eu cred că există speranță. Da, pentru că comisioanele pe ride-sharing, pe aplicații, sunt mult mai mari. Exact. Într-adevăr, cerința este mult mai mare și de aceea cei care intră pe ride-sharing și care cum să zic, sclăvesc pe aplicație câte 14 ore pe zi, da, fac niște bani, pentru că tot timpul e cineva la fiecare secundă care comandă o mașină. Pe taxi e mai puțin, e mai problematic acolo. Dacă sunt la taxi, apropo să-ți faci o programare, o să vezi că nu mai stai la rând 3-4 minute până când doamna o auzi că răspunde la 10 telefoane din spate, știi? Cum se întâmplă în trecut. Da. Hai că am vorbit destul de despre partea de taximetrie. E o chestie importantă, toți ajungem să depindem de chestia asta, fie că ne place sau nu, și am vrea, am vrea să vedem servicii mai bune. Nu, pe mine nu mă interesează foarte mult dacă scrie taxi sau ride-sharing pe mașină, eu vreau să fie o mașină cât mai bună, cât mai curată, cât mai sigură și șoferul ăla să aibă respect pentru banii pe care eu îi plătesc, că banii aia nu pică din cer. Chestia care pe mine m-a furiat cel mai tare, spre exemplu, pe care am auzit-o odată într-o mașină de transport de persoane, a fost când am urcat în taxi, și șoferul le vorbea cum pretendea lui și zicea hai bă că mi-am luat cursă. Vorbim mai încolo. Și vorbea tare așa, știi? El și-a uh -huh. luat cursă. El nu, a, nu are un client. Uh -huh. Nu clientul a ales pe el. El și-a luat uh -huh. el o cursă. El și-a luat soarta în mâinile lui și și-a luat o cursă. Clientul ăla... Eu nu existam. Da. Eu doar eram... Pe, Ceva care să te între stai el și, și asta cursă. Se, asta se întâmplă și pe partea altă. Vânătoarea se întâmplă și la aplicațiile de, de ride-sharing. Da. Vânătoarea de, de curse. Mai ales când se face asta creșterea de preț artificială. Știm, există da. chestiunea soare. Search pricing-ul ăla. Exact. Da. Am, am, am și eu o experiență. Mă duc aminte de un, uh, un domn. Uh, ironic, îl cheamă, t îl chema TB. Și care și așa. Tibi era uh, șoferul de taxi cu care am circulat vreo un an și ceva, pentru că el circula prin zona aia în care stăteam eu. Și la un moment dat, ne-am vorbind așa de două-trei ori ne-am nimerit. Și am, uh, îi dădeam mesaj și uh, ești prin zonă, da, 20-25 de minute, știi? Îi dădeam din timp mesaj. Deci mergeam cu el. Mai pe vrăgeam, Era super de treabă omul. Și super elegant și super curat și atent. Așa este. Mașina era în ultimul hal de veche, dar era întreținută. Dar în ultimul hal de veche. Da. Era, cred că primul logan posibil, fără nimic pe el, okay. skill, dar era curată. Există și oameni de genul ăsta Există. care au grijă de mașina lor și care au grijă, în primul rând, de, de clienți și, și fac o clientelă fidelă, că pe asta da. funcționează încă și taxiurile, în momentul de față, clientela fidelă. Ne-am lungit destul de mult. Probabil că folosesc deja desfășurătorul <laughs> din descriere, pentru că acum să ajungem la o veste proastă. Aba. Membrii Parlamentului European au votat pentru extinderea suspendării permisului de conducere. Practic, dacă greșești în Austria, ce aici. Nu doar amendă, o să-ți suspende și permisul. Pentru că austriecii sunt campioni la amenzi a Iurea și penalizări pentru... Băi, nene, cum poți să... Mm. Am zis aia cu 300 de euro. Nu m-a nu, nu crezut nimeni că eu mi-am luat amendă 300 de euro, că... Uh, am mers pe o de drum, deși aveam vinietă fără să fi plătit taxa de drum. Tot mi-a râdea de mine, zicea, păi n-ai văzut bariera? <laughs> Crezi că am ocolit-o? <laughs> Așa, deci, anyway, să depășim momentul. Uh, mi-am plătit-o că nu vreau să fiu arestat, pentru că în hârtia pe care mi-au trimis-o austriecii scria că dacă uh, nu plătesc, există inclusiv risc de închisoare. Când ajungi la ei în țară. Habar n-am, dar eu mai eu mai, trans mai conduc. Da. Așa, deci aveți mare grijă. Dacă vă prinde cu băutură, vă prinde fără centură, vă prinde cu viteză, vă prinde cu chestii care pot fi sancționate cu suspendarea permisului, în maxim 3 săptămâni de la uh, decizie, de la amenda pe care o veți primi într-o țară a Uniunii Europene, s-ar putea ca această chestie să vă ajungă până acasă și să fie aplicabilă pe tot teritoriul Uniunii Europene. Pam, pam, deci, ăștia își fac baze de date. Că dacă am vrut roaming la telefon, avem roaming și la amenzi. Nu, crezi că e o chestie nasoală? Nu. Pentru că. Doar atenționezi oamenii. Până la urmă, de aici până în Grecia e o distanță de o zi și ceva. Adică, Bineînțeles. Dacă ai făcut prost o prostie astăzi, nu te poți urca la volan și să mergi până în Grecia. Ce, acolo nu o să faci o prostie? Dacă ai făcut-o aici? Bă, da. Bă, dar să stai și mă gândeam că. Cred că până la urmă asta pe noi nu ne afectează deloc, pentru că noi suntem <sus> mult mai cuminți dincolo de graniță. Um... Probabil când ajungi în Germania, în Austria, în așa, dar Ungaria, Bulgaria, nu suntem mai cu minți. Nu? Da. A, nu, că am văzut, da. da acolo suntem uh, pur și simplu, am dat da. o bucată de drum netedă și i-am dat. Da, adevărat, când am venit din Grecia vara trecută, am ferit câțiva care veneau pe contrasens, de parcă nu era, nicio, nu exista ziua de mâine pentru ei. Vezi? Mm -hmm. Bine, deci mare grijă așadar ce faceți, pentru că a fost votată chestia asta, este lege deja la nivelul european, da? Mergem mai departe. Ia uite, -o, ia uite o poză frumoasă. Ursulică. Ia uite-l pe Ursulică. Asta este poza anului la categoria wildlife. V-am mai arătat noi pe parcursul timpului poze de genul ăsta. Imaginea câștigătoare. Se numește Ice Bed, un urs care doarme pe o bucată de gheață. Un puștulică. Ăsta e un pușt. Ăla e un urs polar, un puștulică. Un adolescent, cumva. Mhm. Uh -huh. Dar chestia asta este și un semnal că ursulețul ăsta doarme pe o bucată pe un ghețar care e ridicat deasupra unei ape, dar dacă vedeți de jur, în pe lângă gheața aia nu prea există nimic. Doar apă. Uh -huh. Și mai sunt și alte poze drăguțe. Ursulici ăștia o să devină mult mai familiari cu așezările, cu casele, cu oamenii care locuiesc pe acolo, pentru că la un moment dat o să mai găsească de mâncare. Exact. Iată cum arată și o țestoasă fericită. V-am arătat-o puțin acolo. Dar iată cum arată uh, și mai multe păsări care fac o pasăre împreună. Fotografiată de Daniel Dencescu. Îl salutăm pe Daniel Dencescu, care uh, se pare că a făcut poza în Germania, din uh -huh. câte înțeleg. Germania și România. Salut, Daniel, felicitări pentru, uh, pentru una dintre pozele premiate anul acesta. Mai avem două oleuaice. Foarte aurora simpatice. Gelis. Ai văzut aurora gelis Nu jellyfish din apă care sunt iluminate de aer. A, ce tare! Foarte tare! Astea sunt... Asta, asta e definiția fotografiei. Să surprinzi un moment unic. Uh -huh. Super! Așadar, există și lucruri frumoase la care ne putem uita. Natura în continuare reușește să ne fascineze. Asta cu lei, cu leu, cu, uh, leu și cu leoaica, da. care și lingă puiul. Uite-te la expresia lui. Se, se, simte iubit. Se simte, da, și se simte foarte încrezător pe el. Da. Așa trebuie să se simtă toți copiii. Exact. Exact. Quick share pe Android. Hai să trecem la niște chestii mai, mai tech, așa, Radu. De câte vreme așteptăm noi chestia asta? Mm. Da, nu mai avem nevoie, că am, am, prezentat alte soluții care funcționează la fel de bine. Google a avut update la Nearby Share, funcția aia, de fapt, este airdrop-ul de Android, ca să funcționeze și pe Windows. Um, și acum poți să îți trimiți de pe telefonul tău cu Android pe Windows foarte rapid fotografii și invers, bineînțeles. Dar acum se numește Quick Share, nu se mai numește Nearby Share, tocmai de ce o să o găsești acolo, uh, chiar uh, așa. Așadar, dacă vrei să trimiți poze, nu ți le mai trimite pe WhatsApp ca să pierzi la calitate, deși și pe WhatsApp mai nu avem funcția aia cu HD, poți să trimiți poze la calitate mai bună, dar cu acest uh, Quick Share... Uh -huh. Poți de acum așadar să-ți trimiți chestii de pe telefon, pe calculator. 2024 și chestia asta în continuare este o mare durere de cap. Ai găsit-o? Nearby share. nearby share este în momentul de față în Windows. Și aici mai Device și Everyone uh, Nearby. Plus că te pune să-ți faci uh, sign-in. Deși sunt sign-in, uh, sunt logat pe, uh, pe Windows, mă mai pune să mai lochez o dată. E prea complicată ca să fie utilizată. Aia este și problema. Adică păi, niciunul dintre ei nu vor, să, nu vor să o facă prea ușor de folosit într o parte în alta. Tot mai vrea să țină ecosistemul lui, pentru că suntem doar niște vite care trăie multe de date și de bani. La, la capitolul ăsta, la, la Windows, sunt perfect de acord. Efectiv, asta suntem. Deci, ploaia de oferte când instalezi Windows, L am instalat de mai uh -huh. multe ori recent pe niște calculatoare pe care am încercat să le repar și, și devine atât de frustrant să-l vezi pe Microsoft că cerșește efectiv atenția ta și banii tăi pe. Uh, uh, pe stocare, pe Microsoft Word, uh -huh. pe căutări mai bune, că își bagă browserul tot timpul la tine în față. Uh. A, mi se pare fascinantă faptul când deschizi Windows-ul, deschizi Microsoft Edge, edge te întreabă dacă vrei să păstrezi datele pe care el deja le-a copiat din spate sau vrei să îi dai sign out, nu sign in. Da. Toată lumea te întreabă dacă vrei să sign in, edge te întreabă vrei să te deloghezi și asta în condițiile în care compania asta crește de la o zi la alta și în momentul ăsta va, roler, va a sărit de, de binișor și s-a stabilizat peste pragul de 3 trilioane, se 3,08. Este și e numărul 1 sau 2? E numărul 1. Hai să vedem dacă nu cumva și-a revenit apă 308, 292. De nu ce rămâne la sub 3 trilioane? Uh, scăderea aia de care am vorbit uh, uh, la începutul anului se cam păstrează încă nu și-au revenit înapoi la nivelul ăla de anul trecut. A fost o, o, o revenire. Hai să zicem că nu e chiar așa de rău. Adică sunt peste cumva puțin peste nivelul anului trecut, dar Vision Pro a mai dat așa un friendly bump. Să vedem cât ține chestia asta. Una peste alta, însă, mi se pare spectaculos că am avut audieri în Senat pentru um, companiile de social media, mm -hmm. care efectiv și mestecă și consumă și... Uh, își digeră ca șarpele utilizatorii, dar Microsoft n-a fost acolo, n-a fost nevoie. Bine, nu, că Microsoft este o companie, e echivalentul unei companii de stat în China, pentru Statele Unite. Pentru Microsoft că... are legături prea strânse cu... Toată cu industria de apărare. Și cu toată Așaduce industria de... de apărare, încât să mai fie cumva jignit. Ar fi fost jignit să fie chemat acolo. Da. Stai? Uh, adevărul e că ăsta este, Microsoft este un monopol și strategia lor foarte agresivă în care e efectiv strategia de ăstea sunt lucrurile, așa funcționează, nu ai altă variantă, da. funcționează. Cu toate acestea... Cu Q, cu vai companiile acestea mai fac, mai mimează niște eforturi de a fi, să zicem așa, cross-platform și să poți să folosești lucrurile care te interesează și revenim la Apple Vision Pro. Tot cei care au pus mâna pe cască spuneau că i-a surprins faptul că lipsea aplicația de Netflix, care o găsești și pe aspirator. acum. <laughs> e, are buton pe telecomandă la orice. Serios, <laughs> da, corect. O găsești în mașini, aplicația de Netflix. Exact, dar wow. nu este pe Apple Vision Pro, la fel cum nu este aplicația de YouTube. E bine, Google plănuiește să dezvolte o aplicație dedicată YouTube pentru Apple Vision Pro. Plănuiește să dezvolte. Mamă, serios. O aveți deja. Ba mai mult decât atât, integrarea aia că e cred că e atât de simplă în momentul de față că YouTube deja e pionier la capitolul ăsta. Are și pentru e, are și pentru 3D, are și da. în, are și exact. poți să miști imaginea cu mouse-ul. Exact. Are și 8K. Exact. Serios. O ai deja aplicația. Dar din ce am am studiat un pic chestia asta, de fapt nici măcar nu, nu ar fi trebuit să dezvoltă o aplicație dedicată, puteam să porteze de pe... aplicația exact. de iPad. Da, da. Sunt sigur că pentru doi ingineri durează două zile. Nu, nu, nu. Apple le-a spus dacă vor să dea opt-out la migrarea în automată. A, deci un click. Exact. Și i-au okay. dat opt-out. Deci a trebuit să facă o acțiune ca să nu existe aplicația. Uh -huh. Nu a trebuit să stea pasiv și să nu apară acolo. Uh -huh. Apple le-a spus dacă vreți o portăm automat. Vreți? Și au spus nu la fel cum a făcut și că Netflix. De deci se pare că nu toată lumea este dornică să dea celor de la Apple avansul ăsta, deși Google nu pare să fie un luptător atât de important pe secțiunea asta de VR în momentul ăsta. Are vreun produs important? Ne-a scăpat nouă? Tot se luptă pentru atenția ta. Da, dar deocamdată pe VR cred că problema este nu între, meta... Nu între Google și Apple, cred că între Google și Netflix. Hmm. Păi nu că nici Netflix n-a vrut să ducă pe Vision Pro încă. E ceva acolo. E ceva acolo. Eu cred că e ceva acolo. Deci, uh, practic, până la urmă, cei de la YouTube, după ce, încă o dată, cei care au testat spun că au reușit să uite la clipuri de YouTube doar în browser și se vedeau bine. Apropo? Da? da. da? Deci, uh, până la urmă, cei de la, uh, de, de la Google spun că, până la urmă, vor face o aplicație. Uite, cineva ar fi făcut o aplicație neoficială. Uh, apropo, sunt tare curios uh, dacă lupta asta pentru a deschide ecosistemul la iOS și App Store-ul se va extinde către Apple Vision Pro pentru că în Europeană vor fi, vor fi obligați să, lase, să te lase să urci și alte aplicații. Sunt I, I, uh, Probabil că da. Atâta vreme cât ai un sistem de operare și un market de aplicații, se aplică aceleași reguli. Nu e vorba de doar de telefon sau de laptop sau... De ce e importantă chestia asta? Pentru că în momentul acesta, dacă vrei să vezi content 3D nativ, Trebuie să-l filmezi cu iPhone-ul Pro Max. Sau să intri pe anumite site-uri cu roșu. Exact, exact. Sau uh, YouTube are conținut 3D. Da. Stereoscopic. Și atunci ar putea să-l vezi foarte bine pe Vision Pro. Și are stereoscopii de toate tipurile. Și decalat, și roșu, albastru, și... Ce vrei tu? Da. Ce vrei tu? <coughs> Mesaje pe WhatsApp, dar nu de pe WhatsApp. Cum ți se pare chestia asta? Băi, nene, eu, eu am, am, am mai studiat un pic subiectul și eu cred că este un subiect pe care trebuie să-l mai aprofundăm. Uh -huh. uh, dar hai să explicăm în primul rând care este, care este miza. Uh, WhatsApp se pregătește să permită și altor rețele de mesagerie acces în aplicația sa. Și asta mi se pare extrem de important. Eu nu cred că o fac de bunăvoie. voie. Cred că nu, le, le cere vreo pentru zi că zi există Digital Markets Act, DMA, Ampa. care uh, deadline-ul lui este, mi se pare, la început de martie. Exact. Adică și este un document prin care trebuie să existe interoperabilitate între serviciile mai multor producători care au monopol în țările în care există DMA. Facebook, Google, YouTube, nu, Facebook, Meta, Alphabet, ca să luăm așa, că așa sunt denumite, și astea sunt doar servicii auxiliare lor. Exact. Acum nu este clar dacă și ceilalți operatori vor accesa această op 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 opțiune de a se integra cu mesageria de la, de la Facebook, de la Meta, pentru că mai avem Telegram, Viber și Google și așa mai departe, dar și ele ar, ar avea în obiectivul lor să se conecteze cu WhatsApp-ul. Miza care este? Și hai să vă zic ce este important. Toate, toate ecosistemele astea țin cu dinții de Messenger. De ce? Dacă te-a prins pe messenger.com, să exemplu, da? Facebook Messenger. Ceea ce s-a întâmplat cu foarte mulți oameni. Trebuie să ai un cont de Facebook. Dacă vrei să părăsești Facebook, dintr-o dată nu mai poți comunica cu oamenii aia. Cum e trăț cu instagram -ul. Sunt lipite. Exact. E bine, chestia asta s-ar putea să fie spartă. S-ar putea să poți să ții legătura cu prietenii tăi care sunt încă pe Messenger, fără, fără să mai fii pe Facebook. Messenger. Fără să ai Messenger. Fără să mai ai Messenger. Nu trebuie să mai instalezi aplicația. Îi trimiți mesaj din WhatsApp și el îl primește în Messenger. Exact. Acum mă aștept ca până la urmă WhatsApp să facă aceeași mecherie pe care o fac Apple cu iMessage, să-ți dea o bifă de altă culoare și să taie niște opțiuni, niște posibilități de a muta fișiere, de a avea notificări, emoji-uri poate sau... Ceva, ceva vor face ca să facă chestia asta mai complicată, dar, slavă Domnului, nu o mai pot opri. Vom avea, așadar, în viitorul apropiat, slavă Domnului, posibilitatea de a vorbi cu oricine de pe orice platformă și să intrăm în grădina lui cu garden-alt și el să vorbească din, cu grădina, cu noi în grădina noastră cu garden-alt. Adică, dacă tu ești pe Android, el e pe iOS, tu n ai Facebook, el are să poți vorbi. Asta mai deschide însă o portiță, care nu este chiar. Uh, uh, nu, nu sunt de acord cu ea. E vorba de securitate. Securitatea în tuențe. Criptarea poate face și așa. Se poate face și așa, într-adevăr, dar vor aplica, vor apărea aplicații third party de mesagerie care vor putea include toate serviciile iar acele aplicații de mesagerie dacă nu ești 100% sigur de sursa din care provin, creatorul lor sau grupul organizațional care a creat acea aplicație, da. ar putea să-ți ia foarte multe date din telefon. Nu doar prin ce citește aplicația de messenger, ci prin ce aplicații vede în, când e deschisă. Tocmai de aceea eu văd oportunitatea, dacă se uite cineva și are timp să facă așa ceva, unui messenger open source care este să integreze de. toate soluțiile de messenger. Să te poți loga într-o singură aplicație cu toate serviciile de messenger și să poți vorbi cu toți prietenii tăi. Sunt o grămadă. Cel mai popular messenger open source este IRC-ul. Corect, dar nu are, nu are conectare în API-ul de la uh, Facebook. Deci Momentan, messenger, WhatsApp dau, și așa mai departe. Dar este FireChat-ul. Că refer Prefer, chat-ul este, uh, iarăși, peer-to-peer, real-time messenger. Asta nu are servere. Da. Are, are doar servere de comunicare de DNS, dar nu stochează nimic. Uh -huh. Și, apropo de chestia asta, dacă tot am ajuns la aplicații, la Messenger și alte asemenea, bă, am observat o chestie surprinzătoare. Uh -huh. M-am dus să văd care e topul aplicațiilor pe App Store, la, capi la capitolul social media. Hai să mai vedem noi un pic. Cine mai este în vârf? Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Hai să scidem uh, direct uh, linkul de App Store. Top. Apps, ia uite. WhatsApp, nu se nu se mândrea X-ul că e pe primul loc? Ei, unde, asta unde, e șmecheria. Pe locul deci, cui? Uh, la mine, spre exemplu, pe telefon Local, mie nu mi, nu mi apare WhatsApp-ul și Facebook, mi -a apare Fred's, pentru că i-a dat update, cred că, recent. Dar dacă te uiți în topul ăsta, o să vezi că pe primul loc, primele patru aplicații sunt de la Meta, da? De la Facebook. X unde e X-ul? Nici, nici măcar nu e pe pagina asta. Și după aia am stat și m-am -am, am căutat X-ul în App Store Mm. Și m-am uitat la descrierea lui. Mm. E numărul unu în top, dar nu la social media. Dar la ce? Ia gici. Vă provoc. La video? Nu. Că, Asta ar fi fost tare. Ar fi fost tare. Acolo trebuia să bată cu YouTube uh, și cu alții. Nu știu. La controversă. Deci dacă, dacă mă urmăriți la pe aici, știți deja răspunsul că am postat un screenshot azi noapte, că n-am avut uh, somn. Number one nu știri, mă. Ia de click. Numărul unu știri. Deci X s au poziționat ca aplicație de știri. <laughs> ca să poți să fii numărul unu, cum faci? Schimb categoria, domnule. Te duci unde sunt cei mai puțini. Asta este exact ca uh, sportivii aia de performanță care nu reușeau să bată bărbații și și-au făcut schimbare de gen. Și bat tot la femei. <laughs> da, e dureros. Este foarte dureros chestia asta. Este, cum să zic, este maximum, maximum pe care poți să-l faci ca să trișezi. Exact. Este maximum posibil. Dar cum sunt femeie? Deal with it. Deci n-ai cum. Un bărbat... Da, da, Cei care s pe internet auzi de poveste Dar nu se întâmplă la jocurile de inteligență, cum ar fi șacul, nu? <laughs> Nu. Nu avem. Avem un problemă la... Se întâmplă la asta cu mâinile. La alergat, la not, la chestii de astea cum, cum poți să te bați cu umerii unui bărbat? Come on. Adică și un bărbat ah. care nu câștiga niciodată o să bată la o categorie la care are altă osatură. Și atunci te declară aplicație de news și X este cea mai folosită aplicație de news peste busy Day în România. Cea mai tare aplicație de știi Care? Aia, aia cine la... e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Ah când nu poți să câștigi în, în lumea reală, îți faci tu o lume virtuală. Da. Și acum, hai să mai mergem mai departe, pentru că mai avem știri din zona de tehnologie și devenim un pic hardcore. Folosiți desfășurător <laughs> <în> din <laughs> descriere cu încredere dacă vreți să treceți peste o chestie de, de geeks. Pentru că AMD ne-au arătat un Embedded Plus Architecture pe bază de Ryzen și mai am și eu niște știri în legătură cu asta, dar pentru că am pe guru lângă mine, o să mă prefac că sunt deștept și o să tac. Da? Zi tu. Um, AMD este, până la urmă, un pionier la capitolul inovației. Mi se pare că după el se ia Intel de foarte multe ori. Intel e și șmecher, pe de altă parte, că lasă pe AMD să inoveze și, după aia, reușește să facă chestii similare. Acum, integrarea asta pe care o face AMD cu acest Versal AI Edge este, practic, au integrat procesor de inteligență artificială, capabil să ruleze LLM-uri și alte lucruri în uh, varianta Ryzen Embedded. Acum, acestea sunt procesoare dedicate, dar împart foarte mult din arhitectura lor cu procesoarele de desktop, normale. Deci, practic, AMD își va putea crea, bazându-se pe procesoarele de desktop, să creeze procesoare dedicate pentru orice fel de industrie posibilă. Adică să-i dea procesoare și lui Tesla și lui Volvo și o, vor putea face foarte repede, nu? Să aștepți 7, 8, 10 luni de zile ca să faci dezvoltarea, development-ul. Exact. Dacă cineva vine cu, cu necesitatea că vreau procesorul ăla să facă o anumită chestie, AMD o să spună chestia asta în câteva săptămâni. Da, uite-l. La capitolul ăsta, uite, AMD Versal AI Adaptive, astea sunt niște sistemuri chipuri, niște uh, procesoare care nu vor fi detașabile. Vin cu placa lor de bază, cu memorie și cu așa mai departe. Și uite, de exemplu, implicații în senzorii de imagini, în senzorii de LiDAR, radar, ultrasonic, GPS, camere de IP, camere stereoscopice, deci ochelari de VR, iarăși, camere de automatizări și o grămadă de senzori. Sunt tare curios cum o să funcționeze industria după ce nu mai ai nevoie de procesor dedicat construit de la zero și poți să adaptezi. E practic ai un fel de aluat de cocă din care poți să faci orice, inclusiv o masă, dacă înțelegi comparația. Mă, avem nevoie din ce în ce mai multe da. chestii genul ăsta pentru că cererea de procesoare în momentul ăsta de orice fel de platforme depășește oferta. Mai ales cea dedicată. exact. Asta e importantă. Exact. îmi plac plăcerile astea de bază. Cred că o să-mi iau și să mă joc cu ea. Sunt tare curios și știi să fac. are și serial, fii atent. Să pleci de bază cu serial. Bun, hai să mergem la... Pe zona asta de industrial ai nevoie de porturi de genul ăsta, mai ales când lucrezi cu roboți, cu tot felul de chestii. Da, cum ar fi, de exemplu, să, să modifici ul ăla de Zibi, de care spuneam ieri că nu mai funcționează, pentru că au decis producătorul să-i închide suportul. Nu ne mai trebuie, n nu aveți ce să mai faceți cu el. Exact. Și acum, hai să trecem la un, un alt acronim care e important pentru industrie și să vorbim despre cei de la ARM care le-au adus în, în valoare acționarilor peste noapte 16 miliarde. Nu sunt 16 miliarde care au picat din cer? dar mm -hmm. totuși este o sumă record. Adică dacă te așteptai ca până la urmă succesul celor de la Nvidia să înceapă să se, să se verse și către competitori, iată că se întâmplă. Uh, Softbank este acționarul principal de la ARM, care cum, cu Q cu Vaia să cumpere din câte știu 80% din companie. Ai acție de ține ARM, gata ce mai... Exact. Practic de ține ARM. Uite. E bine, dacă, dacă deschizi acțiune de la ARM și te uiți un pic la evoluția lor pe ultimele zile, Ia uite, pe 5 zile să mă duc. Ți-am lăsat link-ul acolo mm -hmm. pentru uh, stocul de la de, la de sub. Și pune pe 5 zile. A, deci, uh, undeva pe 1 februarie, acțiunile erau 69,6, acum sunt 77. Desigur, uh, se apropie de nivelul de, de pe 19 ianuarie, însă scăzuseră și apoi și-au revenit. Uh, arm Holdings au crescut însă after hours, deci ceea ce vezi acolo la 77 este în, în timpul tranzacționării. După ce și-au anunțat rezultatele financiare, acțiunile au crescut cu 20%. 20% în after hours, adică după ce s-a închis tranzacționarea. Mamă! Și ARM este uriaș. Adică este o companie foarte mare. Tehnologia lor este în telefoanele de la Google, în, în, toate, în toate androidele, în mașinile Tesla, e peste tot. Uh -huh asta mi se pare spectaculos și de-aia vă spuneam că cei de la SoftBank au o perioadă bună pentru că ei au pariat puternic pe, pe ARM în această competiție. Dovadă că e nevoie de atât de multe cipuri încât oricine face cipuri în momentul ăsta e cam bullrun, știi? N-ai cum să pariezi greșit. Da. Că toată lumea crește. Da, corect. Așadar, nu, nu este un sfat financiar, dar uite-te și la zona asta dacă ești interesat de așa ceva. Revenim încă o dată la subiectul Apple Vision Pro. Dacă vrei să înțelegi mai bine de ce s-au vândut toate, Uh, și doar în America, pentru că. Bine. Eu cred că o să vedem cât de curând una și pe la noi a dusă la la Probabil cineva o are deja. Sunt destul de sigur. Exact. Uh, Radu Neagu a făcut un clip uh, foarte bun pe Cavaleria Ro, care, apropo, uh, nu știu dacă știți, dar uh, nu mai are mult până la 500.000 de abonați. Uh -huh. Vă vine să credeți că Valeria se apropie de jumătate de milion de abonați? Wow. Foarte tare. Așa, deci. Dacă vreți să înțelegeți mai bine, care, încă o dată, care are toată treaba cu Apple Vision Pro, în limba română explicată de Teguru, aruncați un ochi acolo. Mi-era de chestia asta, să știi. Adică? Singapore este o, o, țară foarte extrem de strictă, din toate punctele de vedere. Da. Și, pe de altă parte, extrem de deșteaptă. -au, luat, au, au creat foarte multe chestii la nivel tehnologic, le implementat yeah. la ei în țară și sunt pionieri pe extrem de multe lucruri. Tocmai de aceea se bate cu Dubai în momentul de față pe partea de investiții. Sunt okay. mulți care fac investiții în Singapore, în toate domeniile, mai ales în, în cripto, în AR, VR, metavers. Și mai nou, Google pariază că inteligența artificială ar avea un hub bun în Singapore. Mm -hmm. Nu România. Era între Singapore și România și au ales Singapore. Glumesc. Yes. Uh, Google au făcut, Google Cloud, spre exemplu, și Guvernul Singaporei au făcut un summit numit Explore AI și au spus că acolo este un loc foarte bun de a dezvolta. Și uh, pentru, pentru curiozitatea voastră, aruncați un ochi să vedeți cât de mare este țara asta. Și după aia descoperiți cât de bogată este și căutați după aceea cât, ce resurse naturale au. Ia să vedem. Hai că mi făcut curios. Singapore. Deci avem așa. Avem o țară care are o populație de 5 milioane de oameni, 6 milioane de oameni. Da? Care are dimensiunea unui județ din România? Și are dimensiunea unui județ din România? Uh -huh. Pe de altă parte, GDP-ul per capita este 133 de dolari, este a treia țară din lume, cumva? 133 de mii, poate. 133 de mii, da. Da, deci produsul lor intern brut lume. este de 753 de miliarde. Mm. Condițiile în care noastră oi 300 cu o populație mult mai mare. Și sunt locul 3 la GDP per capita. Mm -hmm. In the world. O mică țară de dimensiunea unui județ. De aceea poate nu o să ne mai mirăm atât de mult de ce Statele Unite se ducă acum în Israel, spre exemplu, să-l roage pe Benjamin Netanyahu să o lase mai moale în Gaza pentru că nu îl poate obliga. E a cincea oară, Anthony Blinken acolo și m-a uitat la fața lui când intră în birou la Benjamin Netanyahu, care la ultima întâlnire s-a gândit dacă îl primește sau nu pe secretarul de stat, adică ministrul de extern al Statelor Unite. Deci, există din ce în ce mai multe țări mici și foarte puternice care nu mai pot fi tratate ca o țară mică. Mm -hmm. Mărimea Începe să. poate, poate fi și invers proporțională cu influența, cu puterea unei țări, iar Singapore explică de ce se poate chestia asta și nu știu de ce, de fiecare dată, țările astea mici nu au resurse naturale, nu au, au suficient teren. Optimizare. Avantajul unei țări mici este că poți optimiza lucrurile mai bine. Pentru că populația fiind mai mică decât într-o țară mare, da. o pot și controla mai mulți. Singapore este foarte strictă din toate punctele de vedere. Dar cu toate acestea, își motivează populația să-și depășească limitele și nu cred că o face prin controlul strict. Uh, nu, dar acolo în Singapore am citit multe despre regulile, mi-a plăcut foarte mult țara și am, am văzut de acum vreo 10 ani că este o chestie absolut spectaculoasă. Ai niște reguli foarte complicate, cum ar fi, de exemplu, să nu mestești gumă. Nu mănânci, nu bei în uh, transportul public, n-ai voie să treci la trecere. Te faci închisoare dacă treci și nu e, nu e trecere de pietoni, și, bineînțeles. Uh, Pedeapsa acolo, capitală pentru droguri. Droguri și pentru alcool. Pedeapsa capitală înseamnă. Șt, exact. Adio. Exact. Deci sunt atât de striți și chestia asta influențează și pe oamenii care sunt acolo să nu calce strâmb. Și să nu existe sentimentul acela că poți să faci ce vrei tu. Cum, de exemplu, se circulă. Cum circulă toată lumea pe linia de. Tramvai de tramvai și pe tramvai, pe aerugări, și, de. Da, și acum mai nou și pe um, bucățile unde s-au făcut pentru autobuze. Deși autobuzele știi că te filmează și sunt subvenționați, vor fi subvenționați să um, dea cât mai multe numere de mașini de matriculare care circulă pe banda lor să le amendeze. Nu cred. Da. Finally. Există un proiect de genul ăsta în care șoferii de autobuz au cameră, fac poza acolo, și la final de program vin, vin cu pozele și spun am fotografiat 16 oameni. Ok, ai un bonus de, nu știu. 160 de lei, să zicem. Dacă le dă 10 lei la câte o mașină, exact. de asta, se vor îmbogăți. Ar fi, ar fi, genial. Ați fi de acord cu chestia asta? Da, eu aș fi de acord cu chestia asta. Și chiar dacă poate... Așadar, regulile stricte ajută, dar pe de altă parte m-am uitat la documentare despre Singapore, domeniul lor medical, domeniul de educație, serviciile sociale, accesibilitatea, felul Sunt în care și în transportul în comun. Sunt top în lume. Și asta arată că cea mai valoroasă investiție pe care o poți o faci este în om. Mhm. Mm da, îi pui niște reguli, însă până la urmă adevărata libertate îi se disciplină. Da, îi pui regulile, dar în, în schimb acelor reguli, are acces la tot ce și-ar putea dori. Exact. Și nu-l costă mână și un picior, și nu-l luă exact. apă datorii pe viață, sau, sau îi rezolvă problema. La capitolul medical, am înțeles că au cine bun chirurg din lume. Și Cea mai automatizată și robotizată exact. fa ăsta, fabrici, fabrici, spitale. Oricâtă propagandă ar fi, dacă te uiți la înregistrările da. și interviurile cu oamenii din Singapore, o să vezi cât de relaxat sunt. Pentru că știu că statul has got their back. Pentru că statul sunt ei. Da. Și pentru că ei împreună au votat chestia aia și statul le răspunde cerințelor lor și sunt într-o relație simbiotică. Asta Re ne lipsește reclame și nouă. La jocuri de noroc pentru copii? <laughs> nu, nu se auze așa ceva. Reclame la jocuri de noroc pentru copii sau inclusiv mai nou, au o, o strategie întreagă împotriva băuturilor cu zahăr. Da. Adică, dacă populația este de acord că anumite chestii trebuie făcute și ele se fac, populația va fi mai ok și. Chiar dacă politicienii de la noi se tem tot timpul să facă câte ceva, uite-te cum a încercat, spre exemplu, Gabriela Firea să introducă niște benzi de circulație pentru transportul public uh -huh. pe care le-a dat jos pe câteva zile că au făcut scandal șoferii. Peste puțin, e orașul mașinilor sau orașul oamenilor? Adică, dacă tu știi de ce ai făcut chestia aia și ai chemat populația în spatele tău, o vei putea aplica. Și nu trebuie să fii din Singapore. Uite, spre exemplu, ce a făcut recent Parisul. Ai văzut amenda la suvuri? Hmm. Hai să vorbim repede despre ea. Ce? A fost un referendum în Paris. Știi că i au făcut referendum anul trecut pentru trotinete? Da. E uh, au făcut zilele trecute un SUV uh, pentru. Ah, parcarea mai scumpă pentru SUV-uri. Exact. Ah, ok. Iar parcarea unui SUV în Paris va costa 18 euro pe oră, ca la New York. Păi până la urmă. Paris are și mașini, nu, Italia are de obicei mașinuțe mai mici, dar și Paris are mașini mici. Noi am explicat chestia asta, este o problemă din ce în ce mai mare cu dimensiunea automobilelor. Mașinile cresc în mărime, da. spațiile de parcare nu se lățesc. Și benzile nu se lățesc mai ales. Exact. Devine din ce în ce mai complicat la supermarket, la hipermarket, la mall. Când vezi un SUV pe un loc de parcare, nu-ți vine să te parchezi lângă el. Mașinile sport utilitare. <laughs> Deci, da, Care-i sportul care utilitate? Exact, dar. știu cum e, o văd tradus în român acum, SUV vine de la sport utility vehicle. Exact. Deci, deci a, costul parcării, așadar, în Paris, dacă ai SUV și mașina electrică mai grea de 2 tone, deci Ouch. nu doar SUV-uri. Auci. Toate urile intră aici. Nu toate. Pentru că 3 și y no, uh, s-au prins la 2 tone. Nu? Verifică. Un pic peste. 1960. Eu așa știu. Uh, Așadar, parcarea s-a triplat pentru mașinile grele. 2003 kg. Pentru long range. Mm -hmm. Standard range este 1900. Aici mai e 100 de kg. Nu știu dacă o să mă poată cântări pentru alea 3 kg. Păi nu, dar scrie în, 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 în talonul talon. mașinii. <laughs> Shit. Ok. <laughs> anyway, asta e o să de o mașină mai mică dacă mă duc la Paris cu mașina, deși nu mă duc acolo cu mașina, însă este clar că orașele nu pot ține pasul cu numărul mare de suv care s-au înmulțit pentru că și pe europeni i-a prostit hollywood cu mașinile de teren. Asta este adevărul. Adică să te un pic, uite-te la București, am mai zis chestia asta de nu știu câte ori. Bă, serios, ziceți-mi care sunt munții și serpentinele de aici. E, e tristă imaginea în București dacă te uiți, uh, la, dacă ești într-o mașină mică, tu nu mai vezi în, în față, nu mai poți să vezi peste mașina ta din față, nu mai ai posibilitatea asta pentru că ori este un SUV, cel mai probabil este un SUV, asta e singura explicație. Da. Nu mai poți să anticipezi mișcarea din trafic pentru că ești mult prea jos și oamenii și-au unii și-au mașini și mai mari, cum stele, americane, ridicate ca să fie și mai sus, să fie peste toți, știi? Și mai vine, vine o dubă în fața, în fața ta sau un camion exact. și tot nu o să fii mai sus. Și din cauza asta ajungem să ne furăm unii pe alții, că ne furăm propria noastră căciulă, după aia o furăm pe al celuilalt și ne tot ridicăm unul pe altul, ne tot cocoțăm. Ce urmează? Ne luăm toți câte un cap de autobuz sau un cap tractor? Da. Ca să vezi peste ceilalți. Tu vezi lucrurile un pic de mai, mai de sus. Tu vezi de la nivelul SUV-ului acum. Aproape. Nu este SUV mașina aia. Știu. Mul nu lumea este. crede că Y e SUV, Nu este SUV. Este un hatchback înălțat. E exact. un cross. Dar tu vezi de la nivelul unui SUV, aproximativ. Aproximativ. Știi ce, ce senzație ciudată este să uiți în jurul tău, să simți ca în America? Să vezi roți de mașini, nu, da, nu geamuri și portiere? Știu, știu, știu. știu că am condus, în, am condus corvetul în Statele Unite. Da. Și ne a fost un pic senzație ciudată? Nu, dar mi îmi place să stau așa -a jos. jos. Și, despre exemplu, vorbeam cu Lorena, în, pe noi ne tentează să ne întoarcem la Model 3, care e mai joasă. Da. Ne, ne, plac mașinile mai joase. Chiar te rog, e mai frumoasă. Păi da, da am luat-o pe asta, scot banii din ea. Asta, da, Sunt corect. în anul 3 cu ea. Corect. Păi ce facem aici? Schimbăm mașinile așa ca șosetele? Radu. O să zică oamenii că... Șosetele le speli, nu le schimbi. Când se găuresc, Radu. Da. A. Nu, nu le cârpești. Ești băiat, acum ce faci? Faci ce... Șosetele de lână le crpești. <laughs> Bine, deci întrebarea pentru voi este așadar dacă ați fi de acord cu 15 lei ora de parcare în București pentru SUV-uri Hai că ne-am ne mai făcut niște prieteni 15 lei, tu dai seama câte suv sunt? Da, prea multe Dar nu sunt atât de multe, la noi în oraș nu sunt atât de multe La noi în țară nu sunt atât de multe încă nu s-a schimbat parcă auto așa repede cum se schimbă în alte părți. Uite, lansez o provocare, spuneți-mi cu cine ar facem un debate și să ne convingă de ce ai nevoie de un SUV în București. Și dacă câștigă debate-ul, nu știu, îi dăm un premiu. Pe, la ce îți este da, put... folositor un SUV în București? Lăsați jos Accept orice argument. Lăsați jos în comentarii. Și cei care au SUV și cei care nu au SUV, lăsați jos în comentarii uh, discuția asta și hai să vorbim acolo, pentru că sunt chiar, chiar vreau să aflu. Și aș vrea chiar să intre în discuție părinții care își duc copiii cu sururile la școală. Eu, eu de lei vreau să aud. Yeah? Da? Da. Convingeți-mă de... că, că mașina aia chiar e importantă pentru voi. Sentimentul de siguranță, cred că primează de fiecare dată. Am mai zis chestia asta. Mașinile alea nu sunt mai sigure. Sunt mai yeah. puțin sigure și sunt mai mortale pentru pietoni. Și mai ușor de răsturnat? M mai ușor... Hai să zicem că poate nu te răstorni așa de des cu ele, dar sunt mai mortale pentru pietoni și nu sunt mai sigure pentru cei din interior. True. Este un mit. Este un mit. Același scor de siguranță pentru interiorul poți obține și într-o mașină compactă. Uh -huh. În realitate, n-ai nevoie de mai mult decât un golf care și el mai mare decât un golf de la început și un, un, am mai scris asta. Un polo de azi e mai mare decât primul golf. Lupo e, mai, e la fel de mare ca primul golf. Volkswagen Lupo. Așadar, dacă ai SUV, de ce ai SUV, de ce ai ne crezi că ai nevoie de SUV? Vino și spune cu toată sinceritatea, de ce este mai bun un SUV și dacă vorbim despre spațiu, spunem dacă te-ai uitat la Octavia vreodată Combi, ah. la Audi A6 All seria 5 Touring, spunem că găsești un BMW cu un porbagaj mai mare decât un 5 Touring. Nu. Orice BMW X7. Poți să, poți să în calcul și un Ford Mondeo și nu neapărat da. ăla cu hatchback. Exact. Am băgat un frigider într-un Ford mordeu, Unde Pe lung. Da. Și am, am închis unul. Da, se poate. <gri> poți să bagi o canapea într-unul din ăla. Da, dar am serios acum să-ți iei mașina ca să poți căra un frigider odată pe păi în nu, viață. Nu, da, e, 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 teama că ai nevoie să car ceva. Îți iei de pe cargo body cu 100 de lei, 200 de lei și muți orice. E ca și cum îți mai faci încă o cameră în casă, că o să-ți vină mama soacră de două ori pe an. Da, exact. Asta e mentalitatea. Eu, care am jumătate din portbagajul ocupat, știi, cu boxe, eu n-am avut nevoie de mai mult. Au fost situații, într-adevăr, când am pus pe bancheta din spate, dar acolo am făcut un drum până la Constanța sau la Brașov. Dar de ce, Radu, ai utilitare necubenă? cu Nu. Mașina mea are cel mai mic portbagaj din lume și l-am făcut și la și mai mic. Deci Și n-am nevoie. Îmi încap patru ruxaci unul lângă altul. Îmi încap pe o geantă acolo și mai mic cap încă trei rucsaci. Da. Deci, e nevoie de mai mult? Așadar, am vorbit de siguranță, am vorbit de spațiu. A, am, am, început da. debate deja. Da, odată, odată a trebuit să iau pe cineva de la aeroport și am zis că nu pot, că n-am loc, că erau doi oameni cu trei trollere. Și am zis, am sorry. Dar putea să le pună pe locurile din față. Și au venit cu Uber. It was ok. Ah, oh, și au dat 60 de lei pe chestia asta? Păi da, dar nu încăpeau. În loc să dai tu niște zeci de mii de euro pe o mașină mult mai mare și mai scumpă a, da, au da, dat ei da, uh, 12 euro pe o e, cursă nu, pe 60, Uber a fost 30 de lei Și când vine mama soacră de două ori pe an dacă o duci la patru stele tot ești mai ieftin Da, exact Decât să-ți faci cameră da. în plus cu balcon <laughs> în care îți depozitezi cutii Eu continui decluttering -ul. Da, și eu A venit cineva seară la mine, i-am dat un produs și a zis, nu credeam că am cumpărat de la, de la tine și zic, sper să-l folosesc sănătos Mulțumesc. Și când te plictisești de el, <laughs> dă și mai departe. Exact, dă mai departe. Uh, și am uh, uh, făcut decluttering-ul, dar nu vreau să scap de toate chestiile din de, uh, sertare. Am prea multe chestii. Scoate dacă telefonul, fă dacă, patru poze, postează. Dar nu, nu sunt chestii de vândut. Am cutiuțe aranjate cu tot ce-mi trebuie în cazul în care -am, ne am nevoie. De la capitolul... În cazul că ai nevoie. Exact, în cazul în care am nevoie. Mm -hmm. cutiuță cu uh, suport din ea dublu adeziv ca să nu îți, uh, se plimbe mobila prin casă. Chestii da, de genul Da, da, da. Hai Prost să mai mergem chiar. mai departe. Mai avem o știre pentru voi. Folosiți cu încredere în continuare desfășurătorul din descriere pentru că trebuie să vă spunem cum poți să faci să-ți plătești datoriile studențești uh, câștigând competiții... Uh, de știință, trei studenți au câștigat 700 de mii de dolari, practic o să rămână fără datorii la școală, atât de mari sunt datoriile în America, pentru că au folosit inteligența artificială ca să citească pasaje dintr-un pergament antic. Și ne vom mai povesti aici despre problema asta, sunt foarte multe pergamente care nu pot fi desfăcute pentru că le distrugi dacă le desfaci. Da. Ei bine, ce au făcut băieții ăștia? Documentul care face parte din cele 800 de pergamente cunoscute sunt numele de papirusurile Herculaneum, au fost carbonizate de erupția muntelui Vezuviu în anul 79. 79 da. E bine, băieții ăștia au reușit, că asta a fost provocarea și pentru asta s-a dat premiu. Le-au scanat. Le-au scanat și le-au citit. Le-au făcut le -au o remene. Le-au scanat, da, în, în adâncime. De fapt, nu remene. Computer tomograf? Da. Tot timpul le încurc. Tom tomograf. Concursul Vesuviu Challenge a fost lansat anul trecut, iar cercetătorii din întreaga lume au concurat pentru a descifra aceste scanări. Mamă, deci ideea este genială. Ce facem? Îl scanăm cu un, cu un CT <laughs> și după, -a. după aia îl refacem cu ajutorul AI-ului pe calculator. Exact. Îl, îl deschidem virtual. Exact. Exact. Poți să. Mamă. poți să faci orice cu, cu Acum am greșit că asta. doar americanul o să scape de datorii, pentru că egipteanul și elvețianul nu cred că vor avea problema asta. Trei, trei studenți au făcut chestia asta împreună și au descoperit astfel cele 2000 de caractere grecești ale textului. Ceea ce ne demonstrează încă o dată că în Pompei mm. există descendență greacă. Păi da, erau aproape acolo de romani. Stai puțin, greci, mă. Greci. Greci în Pompei. Da. În Italia. Da. Da, aproape de Roma. Da, e, e același continent. Pentru cei care au mai studiat un pic de istorie și sunt pasionați de chestia asta, doar vreau să vă provoc un pic imaginația, eu am trecut recent printr-o carte, nu, nu pot să mai spun că am citit-o, că am ascultat-o. Prin... <laughs> am trecut printr-o carte uh, în care am descoperit, spre exemplu, Pompei este minunat și pentru faptul că ne arată o grămadă de lucruri despre începuturile creștinismului. Uh -huh. uh, un, uh, iar creștinismul în etapa aia avea mai degrabă preotese decât preoți masculini. Uh -huh. Uh -huh. Se făceau uh -huh. foarte multe poțiuni, uh -huh. vinul uh, folosit în uh, la biserică sau în uh, uh, refrigerii, uh, așa se numeau chestiile alea, la pomeni. Uh -huh. Și la tot felul de întâlniri de genul ăsta. Cum le mai spunem? Uh, pomană și mai ai? Cum îi zice? Nu, nu le am cu. Vine popa, vin niște oameni, se strâng și în memoria. Parastas. Parastase mă. Uite că le -am. Parastase pomeni și chestii de genul ăsta. Așa. Se folosea un vin în care se puneau tot felul de chestii psihedelice. Rețetele da. erau făcute de femei. Da, erau pe ciuperci toți, la, la propriu. Pe ciuperci și pe broaște. Mm -hmm. O trevitoare. E bine, Pompei este șadar de descendență greacă și se pare că cel mai probabil creștinismul a fost adus în Imperiul Roman de greci. Da. Și acum întrebarea este, de unde vine numele? Știi că este și vorba aia frumoasă, Vezi din Napoli, ar, ar, poi mori. Arunci cu praștea de aici până acolo. Exact. De, de la ce vine numele orașului Napoli? a Napoli, mangeam o pizza! Na, Napoli, Naples. Nu, 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 nu. Du Du-te invers. Du-te spre ele latine. Napolitana. Așa, și acum te în greacă. Napoli. 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 Exact. Napoli. Adică cetatea nouă. Da? Da. În greacă. E fascinată istoria câteodată mm. și pe mine m-a fascinat chestia asta pentru că am luat idee ideea... Neapolis. Neapolis, da. adică New City. Yes. Da? Uh, cu ocazia asta, dacă vreți, vă încurajez. Am mai spus chestia asta. Are o carte foarte bună un american de origine română, Brian Murărescu, care vorbește fix, a, a, a fost în Pompei și a fost în Grecia și a cercetat o grămadă despre originea acestor vinuri bisericești. De-aia m-am spus, în Napoli au fost descoperite inclusiv cu tehnologii noi de spectrometrie compoziția din pocale și vase de vin, de, de procesiuni de genul ăsta. Da, și-au început a mai scana niște oameni care au fost mumificați în, în lavă. Exact. Pompei este în continuare o resursă fantastică, este, este o privire foarte frumoasă în istorie. Apropo, că tot suntem aici, nu vi-l mai zic la final, vi zic de acum înainte, pe Netflix este un documentar foarte mișto despre Alexandru cel Mare. În care, spre exemplu, în Alexandria de astăzi din Egipt, se sapă și au coborât 10 metri în adânc și se văd toate straturile tuturor uh, uh, imperiilor până uh, uite, Alexander, uh -huh. uh, până la nivelul orașului fondat de Alexandru cel Mare, de Macedonian. Ăsta e filmul ăla din care au, în care au făcut ăștia poză pe internet și au pus, uh, au pus greșeile? Era unul în spate cu un telefon mobil în mână, știi, undeva într-o <gântu> scenă. Da, este o docudramă, nu este da. neapărat, nu e un film, e o docudramă chestia da. asta. Uh, se putea face mai bine, dar nu e rău. Și are, are multe chestii interesante, e destul de uh, cum să zic, onest față de istoria lui okay. Alexandru. Nice. Mi se pare, mi se pare drăguț. Deci vă recomand dacă vreți ceva de felul ăsta și arată cum Levantul uh, și cu zona aia a fost împărțită pe parcursul vremii și de... Um, Uite, spre exemplu, și Alexandru este mm -hmm. practic un răspuns al înțelepciunii și filozofiei grecești. Știți cine a fost educat în tinerețe? Nu. Aristotel. Ah, normal, logic. Greci. Da. Un grec, nu? Da. E, e bine, Aristotel i-a băgat în cap niște idei cu care el a trăit toată viața, după care a cucerit o bucată din, din aproape toată lumea civilizată, mm -hmm. s-a dus în Egipt și în loc să uh, termine Egiptul, care era grânarul imperiului da. Biza, ăsta persan, a zis, zice, eu știu despre voi că aici e prea mișto și nu trebuie să în treaba, trebuie să facem ceva mișto din Egipt. Eu, acum, eu am zis așa ca la... Da, da. Dar uh, egiptenii l-au primit cu brațele deschise și l-au făcut faraon, l-au făcut zeu. Pentru că el a venit cu educația de la Aristotel care a spus, bă, vezi că Egiptul e mișto. Uh -huh. S-a acolo și a zis, fiat, eu n am venit aici să vă, așa minte, să vă eliberez de persani. Și el l-a primit, la au făcut faraon și el a protejat uh, Egiptul și a făcut uh, orașul Alexandria, care și astăzi există. Uh -huh. Și uh, sunt în vestigiile. Practic el a adus arhitecți greci care au trasat uh, străzile, care sunt și astăzi. Mai Ce mult tare. de 2000 de ani mai târziu. Ce tare! Merită văzut! Apropo de de uh, ceaiuri pe ciuperci. Am o, am o, scurtă mențiune și recomandare, pentru că nu este primul caz, este al, doilea, al treilea pe care am auzit săptămâna asta. Așa. Vă rog eu frumos, când vă uitați la televizor, închideți-l, asta ar fi prima regulă, știi? Dă-l dă mai tare și închide-l. Și doi la mână, când vezi că sunt o grămadă de reclame cu așvaganda, că face, că drege, că nu știu ce, uitați-vă întotdeauna când vedeți un medicament, uitați-vă, căutați efecte adverse și substanța respectivă. Pentru că sunt foarte mulți oameni care am văzut că sunt păcăliți de faptul că vaganda asta face minuni, dar nu se uită că pentru cei uh, un pic mai slab de ficat, uh, minunile se transformă în vizite la spital. Și au, uh, vorbești de toxicitatea unor, unor, suplimente, Radu? Exact. Nu, vorbesc de toxicitatea unor uh, uh, ierburi, că de fapt este ginseng indian considerat ginseng indian. Când exagerezi și mănânci o plantă, mai ales cu care n-ai trăit tu și o faci în doze destul de mari, o să ajungi uh, nasol. Deci, întreabă doctorul sau dacă nu poți, caută pe Google efecte adverse la un medicament ca să vezi că nu se pupă. Măcar pe Google. Măcar pe Google. Atât am avut de spus și trebuia, am, simț, am simțit că e nevoie da. că e important să spun chestia asta. Dar dacă tot vorbim despre suplimente, vă încurajez eu să vă faceți analizele de sânge înainte să faceți chestia asta. Da, exact. Nu strică, nu sunt scumpe. Cu 100 și ceva de lei vă faceți și vă verificați dacă aveți lipsă de ceva înainte să vă băgați chestii în voi. Exact. Pentru că suplimentele acestea nu sunt doar suplimente, de multe ori chestii pe lângă care pot crea, crea toxicitate. Și dacă tot vă faceți analizele de sânge, vedeți că este o analiză separată. Hai să vă zic și cât costă. Hmm. Um, vitamina de, analiză. E sau D? D. D, D. Așa, 150, 150 de, lei. de lei. Sau 90 de lei. Depinde de la ce clinică 100. găsești. Între 90 și 150 de lei vă puteți da. face o analiză de vitamina D și vedeți dacă nu cumva aveți lipsă de vitamina D, mai ales în sezonul rece, cum e acum. Pentru că stăm în, înăuntru mai tot timpul, nu ne bate soarele uh -huh. și de foarte multe ori s-ar putea să descoperiți că aveți lipsă de vitamina D. Eu am descoperit chestia asta acum vreun an jumate și de atunci am luat constant. Mi-am refăcut analizele și simt. sunt bine. Ai descoperit acum un an jumate, dar tot stăte mult prin grădină. N-ai luat vitamina, vitamina, D? Am luat vitamina D naturală, dar n-am la orele care trebuie, pentru că vitamina D se poate, se, se, generează în organismul nostru, doar dacă te expui între anumite ore și nu, eu nu eram la orele la afară. Și nu m-am expus cot, cu, cu Pe am înțeles, doar nici măcar cu fața, poate doar cu mâinile. Adică tu cum vrei să treacă radiația prin haine și să facă vitamina D Corect. da. Mai, 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 mai am un pont legat de vitamine, apropo. Uh, nu mai băgați doze maxime de vitamine. Uh, Că face... există și supravitaminizare. Nu. Există, pe lângă asta, depinde acum ce uh, substanță, dar există o cantitate maximă încă pe care corpul poate absorbi dintr-o dintr substanță. Sub asta. Absorția uh, la vitamina C, apropo, este aproape de zero. Uh, nu te ajută să iei vitamina C dacă nu ești răcit. Și, și când ești răcit, te ajută minim. Deci, deci vitamina C e bună pentru fixarea calciului, dar nu ai nevoie de mare lucru. Corpul tău nu poate absorbi sau folosi mai mult de 400 de miligrame de vitamina C. Așadar, degeaba bagi tu plicul ăla de 1000 sau poate l bagi de 1000 în speranța că ai 1000, dar tu nu ai 1000, tu ai un maxim de 400 și asta diferă în funcție de corp. Nu vei lua 40% din 1000 aia. Nu, vei lua undeva la 10. Ni 10, 10 maxim. Deci dintr-o 1000 vei lua 10. 10%, adică 100%. -ă, o 1000. Dacă ai noroc, e 100, 100%. Dacă vitamina 100. C pe care o luat, tu este de foarte bună calitate. Pentru că. Și din... dacă o amesteci doar cu apă. Exact. Cea mai mare problemă cu cele mai multe vitamine pe care noi le luăm este că alea ieftine nu se absorb. Și nu se absorb pentru că substratul pe care sunt puse, vorbeam cu cineva care chiar lucrează în industria asta, că lor n de când se ocupă de suplimente, am început să vorbim cu foarte mulți oameni din industria asta. Uh -huh. Ce băi, alea scumpe, și de ce sunt scumpe? Sunt făcute să le poți absorbi. Da mai mult de 1%. Pentru că astea la alte ieftine, de cele mai multe ori nu absorb nimic. Placebo efect. La cele mai multe suplimente ieftine, tu crezi că ți-ai luat vitamine ieftine de pe raft? Bag o portocală. E mult mai eficientă. Nu, m-aș feri de zahărul ăla. Mai bine un măr. Hey. Mai bine un măr. Ok, măr. Cea mai mare problemă la toate vitaminele din comerț, să mă că cineva care știe mai bine, poate, să veni la comentarii, ziceți-mi chestia asta, din câte am înțeles eu, este substratul pe care se pune vitamina. Nu este, nu este nu se face efectiv un, un guguloi de vitamină și tu îl bagi pe gât, da. El se pune pe un anumit substrat. Păi, ăla, ăla reprezintă pastila. Substratul ăla este pastila. De fapt, mm. sunt granulele de praf din pastila respectivă. E bine, la astea mai scumpe, se face pe un substrat de un fel de grăsime, da. astfel încât tu să poți să absorbi. Și problema care este că de se zice și micronizat. Mm -hmm. Sunt anumite chestii care sunt micronizate. De ce? De foarte multe ori, molecula. Sau moleculele sunt înghesuite, sunt prea mari, lipite între ele și pentru că sunt guguloi, trec prin digestie, cum trece și tărâțea. Da, practic arunci foarte repede molecula aia pentru că nu e dispersată și nu, nu se lipește de, de celulele care trebuie să le absorbă. Nu că nu se lipește, nu, nu intră în celulă. Da. Deci sunt foarte puține chestii care pot să treacă de bariera aia, blood barrier. Uh -huh. Da. Deci ca să, practic, tu o bagi în digestie, din digestie să ajungă în sânge, Poți să-l duci până în sânge, dar din sânge în celulă trebuie să treacă de bariera celulei care este foarte fină. Este din... o sită cu ochiuri foarte mici. Asta din categoria uh, vitaminelor și elementelor create de om în fabrici. Și pastilele la fel, toate chestiile pe care noi le luăm pe gură, dintre toate chestiile pe care le luăm pe gură, mai mult de 99%, chiar dacă ajung în sânge, sunt scoase de rinichi pentru că nu intră în celulă. Dar, pe de altă parte, plantele au niște, niște efecte secundare și au o, o rată de absorbție mult mai mare. Exact. Ceea mare atenție, uite, de exemplu, exact. ce spuneam mai devreme, lucruri pe care, care, sunt favorizate de, de acest ginseng indian, în cazul în care ai probleme deja cu ficatul, s-ar putea să ai probleme și mai grave. Și astea sunt chestii nasoale. Da. Presiunea arterială, iarăși, sunt multe chestii care creează iritație, excitabilitate suplimentară în țesuturi. Chestia asta se folosea pe post de halucinogen în ritualuri. În alte compoziții în și alte cu compoziții. alte stringuri, ca să zic așa, din ele. Da, dar știi Multe din chestiile astea au plecat din zonele respective. Așa este. Așa este. Cum ar fi, de exemplu, marijuana. Da. Iar și a fost un ritual. Oamenii și au ajvaganda și visează că e bine și nu e. Nu, nu e. Hai să zicem pe șleau. Ai, nu, e, ca, e ca și THC-ul și, THC și ăsta... Da. Uh, stai. care sunt componentele de la THC și... Uh, și CBD. CBD. Așa. E doar CBD-ul, e doar partea aia. Și acum, concluzia la chestia asta, ești mult mai ieftin dacă îți faci analizele de sânge și după aceea îți iei și suplimente scumpe, dar puține, exact pe ce ai tu nevoie, exact. decât să iei cu pumnul toate porcările care se recomandă la televizor, inclus mai ales pentru ficat. 70% din reclamele de pe televizor sunt la medicamente și suplimente. De care nu ai nevoie. Eu, Bun. eu în continuare sunt șocat de reclama aia cu femeia care se duce la fast food și în timp ce o voce îi spune că nu e bine să mănânce fast food, ea trântește cu pastilele de ficat pe masă și continuă să mănânce. Ceva de genul Lasă-mă să mănânc, da. că am aici ce-mi trebuie. S-a revoltat. Bun, mergem mai departe. Hai să mergem un pic în spațiu, că e mai bine. Asta vine din copilărie, revolta aia. Hai să depășim momentul. Avem Bun. poze noi nouțe de la NASA. În fiecare săptămână ne face bucurie să vă arătăm chestii noi. NASA a capturat această imagine uimitoare a lui IO, sau I -io, IO, IO, IO. Este una dintre uh, uh, cum e, uh, sateliții naturale ale lui Jupiter. Poza este făcută de sonda spațială Juno, care a observat activitate vulcanică. Erupând de pe suprafața lui IO, și noi ne gândeam să ne ducem un pic sat, să aterizăm pe acolo, să aio, aiozăm. Ăsta e, e un, un gigant gazos. Nu, nu, nu e, e un Bolovan. IO este un Bolovan. Da, are, dar are mult gaz. E Rocky. Ei, are mult gaz la interior. Ok. Această întâlnire a fost a doua dintr-o serie de zboruri apropiate, pentru că această uh, 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 sondă spațială nu poate să facă să îngateată cum vrea ea, are un traseu prestabilit. Dar acestea sunt cele mai apropiate, să zicem așa, întâlnire ale omenirii cu Io în ultimii 20 de ani. Și a fost văzută de la mai puțin de 1500 de kilometri. Deci ăsta poate să scui pe lavă în aer, uh -huh. vulcanii de pe Io, Io care este o planetă cât cât luna de obicei, uh -huh. poate să scui pe lavă zeci de mile în aer. Aproape zeci de mile, estimăm. 40 de kilometri în aer? Exact. What? Și de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că plăcile tectonice sunt afectate de niște forțe gravitaționale extrem de puternice ale lui Jupiter, care este uh -huh. o planetă masivă și are, evident, o atracție gravitațională pe măsură. Uite, spre exemplu, uh, frec sunt, e frecare pe toată, pe, toată, pe toată zona. Deci, efectiv, este în permanență făcută, uite așa. Alea se freacă. Și scântei. Exact. 400 Soare, de vulcani active are -te cum ar fi să aterizezi pe planeta asta. Să încerci să aterizezi. La asta mă gândeam. Știind că un vulcan scoipă la 40 de kilometri în aer, No. Da. Cel mai mare vulcan, pe exemplu, de pe Io, doar ca să faceți o idee, se numește Loki Patera. Da, și este de două ori mai mare decât uh, cel mai mare vulcan de pe Pământ. Exact. Mauna Loa, Mauna Loa, care este în Hawaii. Exact. Unul dintre alea mari. Și apropo, și în Mauna Loa, că am studiat chestia asta când am fost acolo, că am avut timp, cam COVID astea. Acolo, spre exemplu, tot arhipelagul ăla de insule din Hawaii a fost creat efectiv de mișcarea unor plăci și vulcanul la practic, el, el nu stă în același loc. Pe parcursul miilor de ani se tot placă. mută de mai încolo da. și așa apare în o insule. Da. Deci dacă, dacă deci, a fost... Hawaii da... este un set de insule care sunt complet vulcanice și da. efectiv um, lava s-a solidificat și... Da. Dar cred că am mai schis, să vei. dai să o arătăm că e foarte drăguță. Hai să intrăm un pic pe Google Earth. Că arată mai bine? Eu ce frumos. Bam. Și acum dăm un pic de zoom out. Uite cât de masiv este vulcanul ăsta și uite de dâra din spatele lui, vezi? Da. s-a deci, plimbat... S-a plimbat de aici, că a ieșit din, din, din... din, e o bucățică de aici, nu? A, s-au mișcat tectonice și așa a ajuns să facă dâra asta. Exact. Fantastic. Deci Hawaii la un moment dat era lipit de ocean. Hai să zicem, nu a Nu a existat. Nu a existat. Și așa a apărut prin frecarea acestor plăci tectonice și acolo, la intersecția unor plăci, apare acest vulcan care în momentul ăsta, uite, continuă să erupe rupe și așa au apărut aceste minunate insule care sunt în momentul ăsta paradisul planetei. Chestia asta e. Știi că e ca în... Ca atunci când ești la mare și te joci cu nisipul la umbr, ud, știi? Da. Și faci dureri din astea, așa, chestii de astea, când da. faci casteluri. Așa Ida. a fost făcut și asta. Sau, acum, Parcă... cum, dacă îl pui pe un copil mic să, să ducă mămăliga la masă. Da, exact. <laughs> <laughs> da, e fascinantă chestia Prima oară când îi dai farfuria cu, cu mâncare să-și să, să o pună pe masă. <laughs> Trebuie să, să să, nu se uite la ea, aia e șmecheria. Exact. Bine, mai avem, mai avem lucruri interesante din spațiu. Misiunea Pace. Bine, Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem, care ne ajută să înțelegem mai bine oceanul și atmosfera prin impactul dioxidului de carbon. Știți voi, chestia aia care noi credem, unii cred că e o problemă, alții nu cred că este o problemă. E bine, acum avem și sateliți care să ne oferă răspunsuri științifice la aceste întrebări. Da. Până la urmă, când mergem să explorăm oceanele? Asta e un mai greu. Ne-am ajuns în spațiu, ne uităm la alte planete, dar ne-i cam teamă să ne băgăm... Uh, uh. Știi că sunt multe filme din alea în care exploratorii din ocean spun uh, ok, am, am fost acolo, nu mai fac niciodată chestia asta. Și chiar și, chiar și documentare cu un explorator am văzut care au zis că da. uh, după ce au văzut niște chestii acolo, au zis că nu mai vor să se întoarcă niciodată în apă. Sunt uh, speriați. Da. Bine, știi, știi mai puține de, de... de reale. Documentarele nu sunt 100% reale. Să știm, înțelegem asta. Acum este un loc în care este foarte greu să intri. Gândiți-vă că cea mai avansată chestie de explorat, fundul oceanelor, a bubuit anul trecut. Da? În cauza unui accident, acel submarin ah, turistic. Okay. Da, da, corect. Da. Bine, există variante prin care să ajungi în siguranță chiar și la 1000 de metri. Dar la 10.000? Nu. Groapa Marianelor, nu. oare ce-o acolo? Presiunea este prea mare. Exact. Deci, ne este mult mai greu să ne explorăm fundul oceanelor noastre, și ne știm prea puține. Noi suntem așa, un, un pic de praf presărat pe bila asta de noroi și apă, și habar n-avem ce este cu adevărat în adânc, în scoarță, decât pe baza unor cercetări ale unor sateliți. Și acest peis sau pace ne vor aduce niște beneficii prin faptul că ne vor ajuta să înțelegem mai bine impactul aerosolilor asupra planctonului impactul dioxidului de carbon, pentru că deși este foarte puțin în atmosferă, este unul dintre gazele cu cel mai puternic efect de seră. Iar avem un meteorit ăsta vechi? Păi da, nu. Am găsit asteroidul 2024, BX1. BX-1. Fragmentele confirmă că sunt atât de vechi ca și sistemul solar. Deci very cool. Deci acum că vorbim de spațiu, în creierul meu se derulează și niște scene din Betastar Galactica. Nu început să mă, să mă uit la el da, așa, chiar și când mai, mai, fac câte ceva, când mai lucrez câte ceva, l-am acolo pe monitorul la în colț, pe jumate, pe fereastră micuță și mai, mai mult îl aud. Ideea e că nu l-am văzut da. complet și nu l-am văzut cronologic, pentru că sunt multe combinații de film cu serial, cu... Știi? Da, la fel și Star Trek Next Generation, mi se pare încă nu are foarte relevant. Da, 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 doar că Star Trek-ul e mai mult Bată asta, adică firul narrativ se continuă atât de bine de la film la mini la serial, încât e, e, sunt lipite una de cealaltă. Ok. Dar să revenim la știrea de astăzi, pentru că avem un asteroid 2024 BX-1 mm -hmm. care a, a explodat asupra Germaniei pe 21 ianuarie, și cercetătorii spun că. Are, ne dă indicii despre felul în care s-a format Pământul. Materialul în care este făcut este, de exemplu, asteroidul ăsta are o crustă de sticlă, practic nu de că oxidul ăla de siliciu s-a topit de la frecare, de la călătoria lui prin Univers și are un aspect așa de granit gri. Și aceste, nu știu dacă zic corect, dar met, me, aceste meteorite aubrite, așa li se spune, da. ob -o -obright, sunt importante pentru înțelegerea trecutului Pământului, dar și a viitorului său, pentru că ne spune care sunt uh, materialele, practic uh, compoziția din care s-a făcut uh, uh, pământul acum aproximativ uh -huh. 4,5 miliarde de ani. Deci bolovanul ăsta umblă de ceva vreme. Ok. Și o să ne ajută, bineînțeles, să înțelegem și cum uh, putem să evităm sau să distrugem acești meteoriți, ce fel de uh, frecvențe o să avem nevoie pentru tunurile alea cu laser pe care o să o chim meteoriții, asta e ideea la care vor să ajungă până la urmă. Nice. Se, se gândesc ca, ca în filme. Ca în filmele science fiction. Ok, deci în loc de Armageddon să, să facem asta. Să nu folosim proiectile, să avem niște arme în spațiu care pot lovi asteroizi ca tare. să se spargă. Ce tare. E, și dacă tot o să ne și noi un pic în spațiu, nu știu dacă o să ajungem, dar poate dacă o să ajungem vreodată. Ca Acolo întreb când. <laughs> da. Uh, probabil că o să mâncăm năut. Uh, humus. humus. Bagi un humus pe lună? Da. Cercetătorii ce au crescut se. semințe de năut într-un sol similar cu cel găsit pe lună pentru prima dată. Mamă, asta e tare. În sol. În sol, Dar da. nu în atmosferă. Nu în atmosferă, ah, nu. Okay. Dar solul ăla permite până la să-l transformi în, 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 într-un sol fertil? Nu, o, nu, depinde. Acum, eu cred că au pus, au, au fertilizat solul respectiv. Păi au trebuit să-i adauge materie organică pentru că trebuie nutrienții și microorganismele da. care să susțină viața pentru că pământul este sursa vieții pentru că este plin de bacterii, sunt miliarde de bacterii pe centimetru pătrat, ca să zic așa. însă cultivarea plantelor pe lună ar oferi până la urmă o sursă de mâncare pentru viitorii astronauți. Adică trebuie să iei pământul de acolo, ca să nu de aici? Astronauți și coloniști. Exact, scopul principal este să fie coloniști. Exact. Acum dacă ți să se învârte în minte Battle Galactica, Galactic, a mie mi se învârte în minte Marțianu. Care a cultivat cartofi pe Marte. Uh, da. De deci se poate. De orice se poate. Știa ceva Andy Weir. Da, știa. Știa, știa. La fel cum uh, și Craig însă Sun știe niște chestii foarte mișto în uh, Expeditionary Force, manul la carte 8. Nice. Și am ascultat și episodul special 7,5. Audiodramă. <laughs> Zici combinată. Serios, ca să vezi cât de combinate sunt treburile astea. Ia uh. uite există cineva care a făcut un ghid pentru treaba asta. Și este e complicat pentru că trebuie să încep cu Caprica. După aia vine, da. vine un mini încă un mini da. după aia sezonul 1, da. 2, după aia nu te, nu, te, nu te, nu te la episodul 17 și vezi un alt film. Da. După aia continui la episodul 18, după aia vezi un alt film, după aia sezonul. Ce tare! Te să fac și eu asta. După aia sezonul, după aia iar un alt film, te oprești, iar sezonul 4, iar un alt film, iar, iar continui sezonul 4. Eu am făcut chestia asta la Star Wars acasă. Adevărul este că... Acasă, ca să, ca ajung la zi cu toată familia. E un film pe care reușești să-l înțelegi mult mai bine. Asta, cu asta te ajută. Ok. Caută ghidurile astea dacă ești pasionat și vrei să vezi un, 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 un o serie din asta mai lungă, de exemplu. Nu tânăr și neliniștit, că le-au fost în ordine toate. <laughs> ok. Da. Hai să mai facem repede o, o, o excursie și prin știință pentru că dacă am rezolvat ADN-ul oamenilor, ce ar trebui să mai verificăm acum? Să mai vedem ADN-ul balenelor albastre. Pentru că s-ar putea că după ce le exterminăm să fie nevoie să le refacem după aceea când o să reparăm planeta. Eventual, nu știu, habar n Dar balenele albastre în Oceanul Atlantic um, au un ADN hibrid. Adică și-au făcut de cap cu alte specii. Nu? Aparent, da. Interbreeding. Mm -hmm. la basă sunt cele mai mari animale din lume Și ajung la 34 de metri Ceea ce pare mare Dar pare rău, am aminte că au am existat și dinozauri Este pe un aici. autobuz de grăsime Da. Sau, sau două autobuze de grăsime Exact Acum Numărul acestor giganți a mai scăzut Evident în, între anii 1900 și 2000 Acum încep să-și revină Deși mai sunt vânate pe aici pe acolo Destul de serios Dar mai vânase și că ar fi rechinii care sunt și ei foarte importanți pentru ecosistem. Da. Da. Na. Când li se pune pata cuiva că din uh, osul, de la coada rechinului, îți faci un praf care îți crește viața sau ceva de genul din, din, a, din uh, cum îi zice, aripioara de rechin, uh -huh. care poți să folosești pe post de. Uh, să, să reîntinerești, atunci o să-i vânezi. Da. O să coste mult. Cineva o să-i vâneze. În cazul acestor balene albastre, cercetătorii au descoperit o cantitate mare de ADN de balenă cu aripioară. Practic, ăștia s-au combinat -au între cu rechini, ei. Nu? Cum? S-au cu rechinii? Nu, nu, nu. Balenă cu aripioară. Ok. Și asta nu mai are aripioară. A, Dar asta are nu... ADN de la balena A, aia. Exact. Practic, dacă ăștia mai continuă să se mai combine, dacă balenele albastre continuă să mai combine cu alea cu aripioară, s-ar putea să dispară. Pentru că dacă se combină prea mult, începe să devină dominant uh, ADN-ul ADN de la balenele da. cu aripioară. E complex să știi asta. <laughs> Serios, acum e o problemă la... Băi, e, da. Eu, eu le-am văzut de aproape. Pe mine mă fascinează balenele. Eu, pentru mine eu am stat cu orele și m-am uitat... Ai atins o balenă? Nu. No. Deci n-ai ajuns cu barca în larg și să vină la tine să... Ba da, a trecut pe sub barca în care eram. Ah, ok. M-am uitat așa. Deci ce eu am rămas gură cască? A fost o situație, sper că nu se uită ca așa, cineva din familie avea probleme de motion sickness, tea cu punga așa, eu, am luat persoana respectivă, am dus, am pus-o pe un scaunel acolo pe barcă și m-am întors să mă uit la balene și făceam o, o, o. <laughs> și persoana aia făcea dar ce era să-i fac? Da. decât să da la rațe în pungă nu putea. Să dea de mâncare la balene. Deci pentru mine balenele sunt ceva foarte important. Da, te cred. Bine, hai că am vorbit și despre balene, gata. Mi-a făcut, mi făcut plăcere. Am mai zis și chestia asta că a fost cea mai caldă lună, ianuarie. Chiar la începutul acestui curiosity, nu? Am zis-o, dar trebuie să intrăm un pic în detalii, da. pentru că, uh, puteți să dați schip dacă nu vă interesează chestia asta, sunt câteva grafice totuși care circulă și care ar să ne atragă atenția, este cea mai caldă lună ianuarie din istorie, nu se vede în știrea asta, am mai văzut-o în alte părți. Problema care este că avem analiști care vin și ne spun că acest efect El Nino, combinat cu încălzirea globală, pentru că uh, ceea ce facem noi nu este, este doar o mică parte din tot ce se întâmplă. S-ar putea să mai avem și modificări de câmp magnetic, de activitate solară, de încălzire normală, de final, de glaciațiune. Sunt mai multe chestii care se întâmplă. Toate acestea combinate cu activitatea noastră, că nu suntem noi singurii care afectăm planeta, uh -huh. pot duce la niște modificări destul de accelerate ale mediului și... Uh, am mai atins chestia asta, spre exemplu, în turnige de LCC cu un tip foarte deștept pe energie, care urmează să fie publicat, că ne pregătim de o lume uh, care nu va mai avea patru anotimpuri, 12, nu? ci 12 12 anotimpuri. Și mi-a confirmat chestia asta, într-adevăr, că veștile nu sunt bune la capitolul ăsta. Am auzit și este aiurea. Măcar știi că plouă primăvara și toamna și e frig iarna și cald vara. Acum da. nu o să mai știi când plouă, când e frig, când e cald, diferențele de temperatură vor fi extreme. Mai. Da. Uite, de exemplu, acum avem... Azi, azi, vom avea 22 de grade, maxim de 22 și am plecat de la 5. Da, dar ai văzut ce focuri sunt în Chile? Unde e vară în momentul ăsta? Da. Deci incendiile din Chile în momentul acesta sunt horror și dacă ați auzit chestia asta, incendii, incendii, am mai auzit în Brazilia anul trecut, am auzit în California, am avut în Canada, Oare o să avem din nou incendii în Canada în vara asta? Întrebare la temperaturile astea? Cel mai probabil da. Și s-ar putea să nu fie în vara, să vină mai devreme. Exact. Deci în momentul acesta sunt oameni pe care urmăresc, pe exemplu, ăsta David Goggins, omul uh -huh. în sezonul de vară, când sunt incendii, a, face voluntariat ca pompier nesta parașutist. Uh -huh. a, efectiv e parașutat cu târnăcopul în spinare, aterizează și luptă cu incendiile ca să le oprească extinderea. Și avem nevoie din, de, din, ce în ce mai mulți oameni care să lupte cu incendiile în o grămadă de zone de pe planeta asta, pentru că avem și sateliți și o să vedem imagini, o să urmărim chestia asta la Curiosity, o să vă arătăm imagini din satelit. Apropo, Copernicus, Chile. Ala e unul. puțin, este unu. doar, sunt doar două incendii. Astea sunt de la Copernicus, dar mai are și NASA niște poze mai actualizate. Uh, mai sunt unele extrem de puternice care ridică niște cantități uriașe de fum în atmosferă. Și asta este fantastic. Uite și tu. Asta este dimensiunea unui oraș. Aici sunt două incendii. Da. Și acoperă un oraș cu fum. Mai sunt astea de aici, care au fost postate pe X, dar nu arată fumul. Deci astea mi se par horror. Deci uh, avem momentul ăsta un incendiu care acoperă aproape o țară întreagă cu fum. Da. Și fumul ăla se ridică în atmosferă. Nu e vorba doar de faptul că ardem niște, niște păduri care stocau carbon, ci și fumul care se ridică în atmosferă și care, crede sau nu, dacă este plimbat de curenți de altitudine, poate să ajungă până aici. Și fiecare pădure pe care o pierdem cu aceste incendii este o zonă care devine mai caldă și mai uscată. Pădurile nu sunt doar stocatoare de carbon, sunt termoregulatoare. Mm -hmm. E un, un, un efect simplu este atunci când treceți printr-o pădure, vara o să simțiți toată că e mai răcoare, pentru că. și pe, multă umiditate și e bine. Pentru că ele capturează umiditate da. și apoi prin transpirație răcesc mediul. Uh -huh. De aia sunt importante pădurile, nu doar că stochează carbon în trunchiul copacilor, și faptul că sunt termo- și hidroregulatoare. De aceea, una dintre cele mai simple metode de a lupta cu deșertificarea este să plantezi copaci pentru că fac acest efect de termoreglare și hidroreglare. Bine, destulă teorie despre mediu. Hai să mergem un pic la industria auto. 4,5% creștere a autorismei noi matriculate B în România. Statistica de, de RPC IV. Da, deci okay. lucru care ne confirmă că nu stăm chiar foarte rău la situația economică. România au, au ceva putere de cumpărare, dar la capitolul vânzări, Dacia este în top cu aproape 4.000 de unități, 3.948 de mașini vândute. Pe locul sunt? 2... Oare sunt vândute către comercianți, adică către instituții, sau pur și simplu sunt? Către oameni normal, la minte, care au nevoie de un vehicul de la punctul A la punctul B și care nu au fițe în program. Ok. Deci firme sau oameni care își controlează bine bugetul. Mm -hmm. Deci da, cei 3948. Pe locul 2, Toyota. Două mașini au lipsit să aibă 1998 de bucăți, Skoda pe 3, Hyundai pe 4, Renault pe 5 cu aproape 800, Volkswagen pe 6. Tesla pe 7, Mercedes pe 8, Kia, pe Ford. 9, Ford pe 10. Deci Ford a ajuns pe 10. Ce, Ci, ce e problematic. Renault, cine lipsește din topul ăsta, Radu? Cine mai lipsește de aici? Volvo, Ok. Audi, BMW. Aha! Am pus întrebarea asta pe X. Așa. Am pus topul și am întrebat oamenii unde e BMW. Și răspunsurile a fost delicioase. Unii mi-au zis că e pe linia de tramvai. <laughs> <laughs> nu e în top. Eu era ocupat. Da, exact. Auci. Păi stai un pic. Unde sunt? Chiar unde sunt? Stai, exact. Nu sunt aici, aici, mai jos. Au oh, vândut mai puțin. Vorbim de mașini noi. Da. Deci la capitolul uh, premium, în momentul ăsta, dacă te uiți în top acolo, cel puțin din punct de vedere al prețului, uh, doar Tesla și Mercedes mai Mi se fac ceva competiție. Că Toyota a ajuns să fie pe locul doi. Lider pe lângă uh, producătorul local, să-i spunem așa. Da. Asta adică... este bună, pentru că vând hibride, sunt mașini eficiente exact. și sunt fiabile. Deci Toyota, în momentul de față, are o piață foarte similară ca în Statele Unite. Nu că acolo nu se vinde Dacia încă. Păi nu, de acolo se vând. Deși deci Toyota cred că e numărul 1 în Statele Unite. Nu, i-a bătut Tesla. I-a bătut Tesla. Dar până să fie Tesla erau numărul 1. Și înainte exact. să fie numărul unu, erau uh, Ford. Ford, pentru că avea foarte multe modele. f 150. Da, pe utilitar oricum Ford rămâne lider. Dar uh, Toyota vinde de rupe în toate țările, se pare mai nou. Inclusiv în România. Ce mi se pare însă interesant este că Ford, deși are fabrica la noi, vinde de aproape 10 ori mai puțin în România păi decât Ford Dacia. Ford nu vinde la noi. Ne-ai toate... Uh, cum ne de 10 ori mai puțin ca Dacia. Cum le zice la astea mici, mașinile astea mici? Bine, mi Puma. Uile. Puma. Puma. Puma-urile, pe acolo vin. Pe și trenul se duc ăla, spre da. Constanța și se urcă în vapoare și sunt trimis în altă parte. Exact. Exact. Da. Acum nu știu, dar să fac ceva să-i convingă pe români că merită banii. Du că te merite mai, mai bine banii de aceea. Ca să merite banii. Pentru că nu poți să-ți bați ăla când există duster sau uh... a -aș, Sandero. A Aș avea însă o mențiune hmm. în legătură cu uh, brandul de pe locul 7. Care este care? Tesla. Tesla a vândut 564 de mașini care se adaugă celor câteva mii de anul trecut. Așa. Și cred că a venit momentul ca Tesla să creeze de urgență încă cel puțin cel puțin 10 centre de service în România are doar unul în momentul ăsta și îl plănește pe al doilea, dar tu gândește-te că BMW, care nu este în top 10, uh -huh. are reprezentanțe în toate județele, în toate uh -huh. orașele mari, cu tot cu servis. Tesla nu are, decât unul la București. Dar nu se strică așa de des. Se, se, tabla se îndoie la fel când faci accident. Dar nu se strică așa de des ca un BMW. De acord, dar uh, se fac foarte multe accidente și în curte, spre exemplu, că am fost și eu cu mașina la o chise de tablă, m-am programat, mi-am mi așteptat rândul până au venit piesele. Mm -hmm. uh, sunt foarte multe mașini care așteptă la reparat. Și sunt convins că asta va deveni o problemă foarte curând. Știu că, știu că se uită la ce povestim aici, inclusiv cei uh, de la Tesla. Ar cred că înainte să avem primul scandal serios din 2024 pe, pe serviciurile Tesla, ar trebui să ia problema foarte în serios. Cei de la DAB fac, fac o treabă foarte bună pe servis, sunt oameni serioși și fac treaba de... bine, dar sunt prea puțini. Ar trebui dacă vor să aibă o creștere și o chestie asta, să ia foarte în serios când pui încărcătoarele. Dar au încărcătoare. Tesla -au are încărcătoare le... pentru zonele de tranzit. Nu, dar n-au suficiente. Și n-au unde trebuie. Nu-i nu doar treaba lor. Am vorbit despre stațiile da. de încărcare, inclusiv în următorii GDLCC. Am niște vești bune la capitolul ăsta de la mm -hmm. Cineva care e, e adânc băgat în industrie. Mhm. Mm Merite să vedeți uh, GDLCC uh, uh, pe partea de energie. Am da. unul pe energie și unul pe auto. Am două sunt pregătite, nu știu pe care îl dau duminică, dar pe partea de încărcătoare veștile sunt bune. Problema pe care eu o văd la Tesla este faptul că poți să faci vânzare online, n-am o problemă, poți să mi-o trimiți pe platformă la poartă, sau la, la scara blocului. Mm -hmm. Service. Dacă nu-mi dai service, e groasă. Și despre chestia asta vorbesc pe bună dreptate, inclusiv concurenții, care au un argument serios când îți spun, îți iei Tesla, dar s-ar putea să stai și două luni pe bară cu ea dacă pățește ceva. Și au dreptate. Yes. Bine, hai că am vorbit un pic de industria auto. Ne apropiem de final. Eu v-am dat recomandarea mea de, uh, și de carte și de film. Uh, mai tu? Ceva recomandat? Da, Recomandare? am dat recomandarea de film. Este serialul classic Battlestar Galactica. Dacă ești curios, este unul dintre cele mai bune seriale science fiction ever made. Așa, așa este notat. Uh, recomandarea mea este să uh, îți găsești un hobby care îți place. Că -ar putea să ar să descoperi chestii noi. Și să încerci să faci o chestie care la care nu te-ai gândit vreodată, știi? Nu știu, să coși, să croșetezi, să desenezi, să pictezi, da. să ieși un pic din, din... Băi, apropo de chestia viața asta. ta obișnuită și normală, da? că o să-ți ofer un pic de satisfacție și o să mergi mai departe. Așa este. să-ți iasă lucrurile celelalte care nu ți ieșeau un pic mai bine. Dar trebuie să fie ceva total, total nou. Fără să se mai ai vorbit acum ca un filozof. Uh -huh. Fix asta a zis Vlad Zografi în IGDLCC. Da? Căutați de ul cu Vlad Zografi care spune că singura opțiune pe care o mai avem într-o lume banală, predictibilă, mm -hmm. care tot timpul se duce la vale teoretic, este să ieși din aleator. Și ca să ieși din aleator, citești, faci chestii diferite. Da, ieși din turmă. Așa ieși din turmă. Exact. Episodul 95 este unul dintre preferatele mele și mulți oameni care au văzut EGDLCC uh, uh, cu Vlad Zografi spun același lucru. Mama era cu 2 ani. 2 ani și. Mai mult de 2. Uh, iar la final, pe partea de cripto, trebuie să vă dau o veste bună, Bitcoin a sărit de 200.000 de lei. Pe lei atâta, e 206.000 de lei. <laughs> mai rău un pic până la sfertul de milion? Un BTC în rună. 206.000 lei. La momentul registrării noastre, Doamne ajută la toată lumea, 44.720 uh, de uh, Ce ieftine Tesla de, de, dolari. Model Y. Exact, în momentul ăsta, exact, o Tesla Model Y standard range este un Bitcoin. Un Bitcoin. E ieftin. E ieftin, nu? E ieftin bun. Cât te-a costat mașina tati când erai mic? Când, când ți-ai cumpărat-o? Un Bitcoin. Și de ce ai dat Bitcoin-ul ăla? Like, Că acum e un milion. Exact. Pentru că și mașina e probabil nu, nu crește în valoare. Dar dacă vreți să știți, am mai văzut, spre exemplu, tot felul de grafice de genul ăsta făcute cu acest triunghi. Bitcoin mai are un pic de lucru să spargă acest triunghi de scădere și toată lumea vorbește despre acest breakout. Cuvântul cheie, hashtag-ul de pe crypto Twitter în momentul ăsta, pe acest weekend, este cel puțin până la momentul registrării noastre, Bitcoin breakout. Sperăm să fie breakout la toată lumea. Faceți breakout din casă, mergeți pe afară, mai tăiați un pic din timpul petrecut pe social media și um, atunci când reveniți, uitați-vă mai degrabă pe YouTube la content de calitate de pe canalul acesta, uh, canalul Cavaleria și alte chestii care vă interesează pe voi. Uitați-vă uitați și la chestii diferite, uh, mai ales la filme. Dacă vrei să vezi ceva, uite, de exemplu, poți să intri în zona de filme japoneze, coreene, o să descoperi niște chestii acolo, o să descoperi că s-ar putea să-ți placă anumite genuri de filme. Bine? Și dacă ești pe două roți în weekendul ăsta, fă-o cu maximă grijă, că avem iarăși aceeași problemă cu șoferii care au uitat de anul trecut că mai există și altceva decât patru roți. Uh. Mare atenție, am văzut oameni care au început să iasă pe scooter, bravo lor, pe motor, din nou, bravo lor, am văzut chiar și oameni pe biciclete, inclusiv și biciclete electrice, bravo lor. Yes. Îi felicit pe cei cu biciclete care traversează pe trecea de pietoni pe lângă bicicletă. Bravo lor! Bravo vouă! Ieșiți, faceți mișcare, da dar aveți grijă. Dați un exemplu bun pentru copii. Corect. Foarte important. Și dacă nu dați un exemplu bun, să vină poliția să ne amendeze. No, păi de ce? Păi altfel cum facem chestia asta? Anyway like, share și subscribe și dacă mai aveți timp, aruncați un ochi pe linkurile din descriere, intrați și pe magazinul nostru și poate alege să deveniți membri ca să susțineți activitatea noastră, pentru că, surpriză sau nu, veniturile ad revenue de pe aceste produse nu plătește facturile, așa că ne bazăm pe voi să ne susțineți și pe alte sponsorizări și business-uri colaterale. Că așa se face contentul într-o țară mică, cu bani puțini. Că se adevărul. Yes. Mulțumesc, Radu. Cu mare drag. Mulțumesc lui Vlăduț pentru documentare, lui Daniel pentru montaj. Muzica de pe genericul de început o găsiți în descriere. Trebuie să-i mulțumim creatorului, un, un băiat foarte talentat cu care colaborăm. Data trecută am uitat să punem în descriere. O să reparăm chestia asta. Okay. Și iată că îl și salutăm pe această cale și îi mulțumim pentru muzica foarte faină, care nouă ne place. Că de-aia am ales. Originală, făcută de un om. No AI included. Exact. Evolved. Vă mulțumim și vouă mai ales că vă uitați la noi ca de fiecare dată. Duceți vorba mai departe. Chiar ajută pentru că din păcate sau din fericire, contentul de calitate sau contentul lung nu este pe algoritm. Avem nevoie de voi să-i spuneți algoritmului, fă ceva. Ajută, e acolo. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine.